Ascultați Vorbitorinci, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Rolul dirijorului nu e de a coordona și a dirija circulația pe scenă. Rolul dirijorului e acela de a transmite stări. E acela de a coordona interpretativ, nu doar de a pune împreună 100 de oameni cu 100 de personalități diferite și 100 de păreri diferite de foarte multe ori. Sunt atât de îndrăgostit de ceea ce fac și îmi place atât de mult ceea ce fac încât... Uh, nu contează că după concert trebuie să mă trezesc la 4 dimineața, să plec spre un aeroport, să merg în alt oraș, că în fiecare săptămână Şi... sunt în altă țară. Uh, lucrasem foarte mult la un moment uh, pentru ca unul din percuționii să scoată un anumit tip de sunet. Și tot reluasem și tot explicasem și nu mai găseam explicații și la un moment dat m-am dus și am discutat personal cu el. Și cum să, să atace acel sunet și cum să-l creeze ca să fie magic momentul respectiv. Și în concert i-a ieșit, în sfârșit. Și când i-a ieșit, i-am zâmbit și am făcut foarte subtil semn că a fost în regulă. Și în sec fracțiunea de secundă următoare, el mi-a zâmbit, a dat din cap și a greșit. Nevenind lume la premieră, Enescu, care avea 17 ani, aproape 18 ani, a zis ai o piesă care nu are valoare, trebuie să o mai lucrez, poate o las la sertar. Uh, nimeni nu s-a mai ocupat de ea. După ce am interpretat-o, pur și simplu, orchestrele au cerut-o. 2001, A Space Odyssey, mm, The da, Shining, da. Eyes Wide Shut. Da. Cele trei filme nu, au în, comun doar pe, nu au în comun doar pe Kubrick, ci mai au un lucru în comun. Un compozitor care s-a născut la Târnaveni. Ligeti. Gheorghe Ligeti, un compozitor absolutamente revoluționar, genial, despre el pot să spun că a fost un geniu, a schimbat fața muzicii clasice din a doua jumătate a secolului 20. L-am întrebat la un moment dat dacă nu e frică totuși prima dată la volan într-o țară pe un drum care nu știu că era deschis și mi-a zis nu mi-e frică, stau cu ochii închiși. Ok, adică, și a, tu? Atunci mi-a venit inima la loc. <laughs> mă bucur. Da, asta e umorul scoțian. Nu cred că trebuie să avem mari pretenții în ceea ce privește fotbalul românesc, pentru că asta. Păi este puțin, de... tu ai mari pretenții. Nu, eu, tocmai no. eu sunt unul dintre cei no. care nu are niciun fel de pretenții, adică am no. foarte mici pretenții, spre deosebire de of și văleul general pe care îl mm. aud de fiecare dată când se întâmplă cât un meș cu fotbalul românesc, ce nenorocire. Păi da. Uh, cred că toată povestea ține de cât rău poate face specia umană la mine aici se reduce. Aceea specie umană care face catedrale. Oamenii au spus, sunt niște oameni în pericol, care sunt torturați și maltratați. Și umiliți. Și umiliți și voi rezultatul aveți spunând, ia nu mai intrați mai aici. Păi ce faceți mă? Da, află da, da, da. lumea despre... Mm -hmm. Adică asta era soluția, să nu se da. afle. Și cum se Că dacă asta? nu se află nu, nu se petrece. Jigodism. Da. Am uh, fost la turul ciclist al Sibiului Și le-am zis acolo Un banc pe care l-am văzut la Exarhu Așa <laughs> Vrei să-l auzi? Da, sigur E în felul următor că Un doctor, mă rog, ginecolog Ajunge la maternitate, salonul 1 îl știi? Nu. Ca să, dacă îl știi, nu, 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 nu mai zic. Trec nu, direct spune, la... Îi se, se prezintă cazurile. Doamna Popescu, 8 luni, sarcina de curge normal, tatăl Ion Leber, așa îl chema, mm. este aici pe hol, doamna e din cartierul Colentina. Ah, da, doctorul zice, ok, în regulă. Salonul 2, doamna Ionescu, sarcină 8 luni, doamna e din cartierul drumul taberei, tatăl, domnul... Ion, Ion, Ion Leber. Leber. Da, e afară... Salonul numărul mm -hmm. 3, doamna știu, eu, Ștefănescu, așa. aceeași situație, cartierul era diferit de data asta, stătea undeva în Titan mm -hmm. și mai continuă înspre cartierul 4, care sigur să a fost undeva în Berceni, Tatăl așa. tot, Ion Lebăr, sarcina tot, tot luni, altă doamnă la care doctorul Mirat iese și spune, Vrea să-l vadă pe om? Era mm -hmm. micuț, slăbuț, așa, mm -hmm. pipernicit, se uită el și spune, domnule, sincer, cum te descurci, duble Cum faci? Care el răspunde, am bicicletă. <laughs> <laughs> Și am zis, okay. <laughs> am zis, Radu Naum, hai să spun, ba, da, că ăsta o bicicletă. <laughs> da. Păi turul CV-ului, ce putea CV să fie? Da, da. da, da. l am spus în mașină când Așa. Comentam, mm -hmm. comentam. Eu nu comentam nimic. Tu în spate <laughs> acolo. Eu stăteam în spate. Și da, vedeai ori. pe ceilalți cum muncesc. Ați fost cumva într-o Suzuki neagră cu număr de Hunedoara? Nu, acolo era, cred că unul dintre arbitrii, Am fost într-un BMW albastru cu număr de București. Să nu l pardonați, văzut? Să pardonați. Nu, am văzut Suzuki ăla și am făcut fixație pe el și am crezut că acolo sunteți. Acolo... Încercam a, să te văd prin lunetă. Nu, aveam nu. și geamuri fumurii, nu știu de a, ce eu. Pe Radu puteai să-l vezi că sătea pe... Da. Mai ieșea din când în când. Aha. E foarte complicat. Deci da, e, e foarte complicat pentru că sunt reguli, pentru că trebuie să da. stai în anumite zone. Ai să vezi la ala, al Franței. Da. Care e tot acum. Care știu că e în același timp, păi ne mai mm -hmm. și uitam și la Turul da, Franței în da, timp da. ce uh, mai să mai luau date și mm -hmm. detalii. Altfel e spectaculos, adică da, ce să vezi, dacă ne-ar fi lăsat să stăm chiar lângă jucători, cum ar fi? Da, așa de, da. <laughs> dar nu ne lăsa, uh, numai mm -hmm. pe motocicliștii lasă, mașinile mm -hmm. trebuie să stea mm -hmm. un pic mai departe, dar eram relativ aproape de da, ei, da, adică da, da, dacă da. te suceai într-o poziție mai incomodă, <laughs> îi vedeai bine. Ok, frumos, te-ai tot plimbat perioada asta Da, de la Sibiu am plecat la Constanța La Neversea așa. Mai povestesc Da, da. Foarte frumos, a fost dar foarte. înainte de unde ai mai fost? Că ai mai da, fost am, am uitat, vor? zici că sunt într-un tur a României Am ah, fost okay. la Constanța Asta știu că am fost și eu da, 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 Ne-am da, întors da. în noaptea aia, am plecat da, la Timișoara da, da. Așa, la Timișoara Am fost, stat da. la Timișoara, trei zile am filmat Zici că e altă lume de la Timișoara Deși n-a trecut decât vreo săptămână, cred De când Cam așa, mai mult chiar mai mult, că am plecat de la Timișoara mâine e două De când ne-am ne întors de la Constanța, Constanța da, da, da. A, da. Ah, ok, ah, am alergat, dar dumneata? Nu, eu nimic, eu traduc cu minte. Da. Îmi traduc cu Jonathan Coe și ambiția mea este să-l termin în luna iulie și să-l uh -huh. predau Sper să pot pentru că mi s-a aglomerat calendarul chiar azi am primit o veste uh, Care veste trebuie să azi. mă facă mai harnic Nu, oamenii de la Rock FM unde am eu vorba vine, pleacă în concediu pe 28 iulie Ce am înregistrat eu chiar astăzi ține până în 28 iulie Și atunci trebuie să mai facem niște provizii pentru după 28 iulie, când ei pleacă în concediu, dar asta n-ar fi atât de complicat, numai că eu săptămâna viitoare nu sunt. Plec și eu Exact, nu e deja în concediu? Ba da, el da, dar el... emisiunea merge. Am da, înțeles. Da, dar da, 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 rubrica mea da. merge în continuare. Uh, și atunci trebuie să șurubăresc cumva ca să-mi găsesc o zi, în care, o zi în care să mai scriu șase texte și o altă zi în care să le înregistrez. În seara asta terminăm de înregistrat și te da, dus șase texte. E greu de crezut că mai am de făcut niște lucruri și oricum e, e o zi complicată. Azi am avut două radiouri. am mai și tradus. E... Deci nu e clar ce zi e azi de când am intrat. E, e luni. E luni. E luni, da, da. Când înregistrăm noi. noi. Da. Așa. Oricum, vă mulțumim foarte tare pentru, cum s-ar spune, like, share, subscribe, membership. Tocmai am văzut că nu poți să te înscrii de pe telefon, mi s-a relatat. O să-și la această idee să văd despre ce e vorba. Okay. Dar vă mulțumim pentru sprijin. Când ne ajută și în conferințe. Apropo, Constanța a avut loc. Săptămâna da. viitoare va fi pusă pe internet să o vedeți da. pentru membrii și plecăm și a la fost Sibiu. Foarte bună conferință. Da, întâlnirea conferința, de la Constanța, da. frumoasă, da. Uh, plecăm la Sibiu. Uh, de Sibiu se leagă și invitatul nostru de astăzi. Povestim cu Gabriel Bebeșelea da, imediat. Da, 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 ce... El acum e pe drum spre noi, tocmai aterizat acum vreo 20 de minute, venind da. cred că de la Ostrava. Nu mai știu niciodată, o să-l întreb, care e domiciliul lui, unde la poate fi Viena. găsit cel mai des. Eu știu eu. La Viena da? el locuiește în acte, da. Ah, în acte, -a ok. La... okay. Nu, da. nu, Eu vorbesc uh, practic unde poate fi găsit cel mai des, nu în România. Dar și eu mă An... simt la fel, deci da. în București sunt săptămâna asta, deși cred că vineri okay. vreau să mă duc la Pitești. Ah, oh. Da. Oh. ambicios. Oh. Da? Da. Uh, și cam asta am făcut, am tradus... Mi-am mai conturat eu niște lucruri legate de cartea următoare la care încep scrisul. Este scriitor? În timpul liber, da, Mulțumesc. că nu fac altceva, că nu e meci. Și, și mă pregătesc de o săptămână de concediu, să zicem. Salutare tuturor, bine ați revenit la Vorbitorin și salutare Radu Paraschivescu. Bine te-am găsit, Cătălin Stribla, nu te-am mai văzut de mult. Ba, de când nu mai ai văzut, nu mai văzut când am fost la masă Am fost la masă, la Onicovero, ceea ce da, ne s-a întâmplat da, da. rar Dar a trebuit da. să suplinesc pentru că membrii cenacului fiind plecați Erau plecați, fiecare da. în altă țară N-aveai cu cine să nu, te întreții și am da. zis că vin eu, adică da. să nu ratăm așa ceva Da, să mai vii și când sunt titulari, că A fost uh, bine, s-a da. uh, mâncat da. excelent, da. aș îndrăzni uh -huh. să spun Și eu, da uh, pare rău așa de parfeola, ăla, are ou, m-am interesat atunci, doamne, dar ce bun era. E foarte bun, știu. Doamne, ce știu, bun știu, era da? ceva. Tot mai... ce mănânci acolo. N-am putut să mănânc decât jumate că mi-am fost seama că da. mi se face rău și am luat. Pe aș fi preluat eu, dar n-aveam cum din motive ușor de înțeles. Da, că avea zahăr, deci avea da, zahăr și ou da, și da, era da. o dramă pentru amândoi pecorino excelent. Da, la nivel înalt. La, da, nivel la nivelul înalt. pe care îl știm. Eu am descoperit acum, apropo de mâncare și glicemie, am descoperit un rezervor de plăcinte cu mere fără niciun fel de îndulcitor. Hmm? Și, da, la o băcănie care se cheamă Rod și care e pe la mine, pe la Titan, în fostul magazin și cum Titan, n are are, n -are, zahară, zahară, are doar dulcele din fruct. Dulcele, dacă măruie un pic mai acrișor și plăcintele un pic mai acrișoare Deci nu are de niciun locuitor. În grașă? Mă nu cred, așa îmi zice doamna care mi le vinde, eu am testat pentru că am consumat sălbatic în mm -hmm. ultimele zile la nivel de două pe zi și în mod normal dacă ar fi avut ceva nociv, glicemia mi s-ar fi dus în sus. Astăzi mi-am făcut glicemia după micul dejun, la câteva ore după micul dejun, e adevărat, și tu 120 care înseamnă că, într-adevăr, doamna aceea nu mi-a spus povești. Excelent. Bravo, da. vreau și eu, dacă te mai zis sau și mie o felie. Nu, nu știu când ne vedem, dar... Da. păi la un... Nu, no, acum miercuri nu se poate, că sunt la meci. La... Da unde vezi meciul? La, 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 emisiune. Nu, la emisiune. Nu la emisiune, la emisiune. Sunt la emisiune. Mirco. La emisiune da. nu mă primesc, dar și nici, da, ai putea să fii și la emisiune. e și rămus cu mine la emisiune, da, deci da. doi din patru membrii fondatori sunt acolo. No, o să văd meciul acasă la ora la care ne vedeți voi meciul lui se Hagi jucat, Se deja. va fi jucat. Se va da. fi jucat. Și apropo de asta, invitatul nostru de astăzi, dirijorul Gabriel Bebeșele, are o întâmplare cu Hagi a spus că Hagi a fost la unul dintre spectacolele sale și cred că era West Side Story, la care el dirijase Și a spus Hagi la final că s-a simțit atât de bine încât a uitat de înfrângerea din meciul anterior Dar poate ne povestește Da, 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 sper să-l întreb Da, 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 îl întreb eu chestia asta Eu am fost acasă la Hagi, la Constanța, nu acasă la el, mă înțelegi Da, fost la hotel nu, 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 am stat la niște prieteni okay. și le mulțumesc pentru asta. Ah, acum și cu Never See? la Neversi. La okay. da. Am fost la Denis, la am Pe Denis îl știi, l-ai cunoscut într-un zi da, da, Constanța. Da, 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 el ne-a dus. Da, da el ne-a dus. Simpatic. Uh, da. Simpatic, uh, turcul nostru e tătar, uh -huh. știi? Păi și Ali da? Bec, e da, da, tătar da, da, și tot da. Denis. Da, 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 păi <laughs> e acolo la modă da. între și ei. Seamănă un pic... La figură. De are bravo, ceva dintre. Okay. Da, nu, nu, okay. asta. Da. da, cred că și la pomeți, mă rog. Da, eu îi spun turc, dar el e tătar, da. Tatar, da pentru că toată lumea îi spune. Da, știi, ca și cum îi spune unui portughez că e spaniol, să vezi reacția. Da, da. da. N-ar fi bine. Astăzi l-a da. sunat, mm. că am plecat de la ei, l-a sunat, într-adevăr l-a sunat un, un turc așa. pe care îl cheamă Emre, și am zis, mm. voi de ce nu vorbiți turcește și l a pentru că nu știu. Da, așa. Un motiv bun. Da. Corect. Um, și uh, acolo are o prietenă turcoaică, Vilman, care ne-a făcut uh, okay. cobete. da, Știi ce zic, nu? Giantâc ah. ne-am făcut. Uh -huh. Și au umplut masa cu baclavale. A, ah, nu, te rog. Da, săruna uh -huh. Vilman. Deci... Da sunt fără zahăr, baclavalele. Am luat da. puțin, deci cu gândul da. la tine am luat puțin. Uh -huh. așa. Dar astea, cobete, tâc și ce mai fac ei care au niște umpluturi da. de carne, da. cu carne de vită, cu carne bune, de pui, da, cu pâine, da, da, cu alea. Da. Da. Mănânci. Mănânci. Păi mănânc pâine de da. 10 zile. Nu ai, mâncat am pâine si de zile. Am da. Da? Da. da. Ah. Mm -hmm. Îmi pare rău să aud asta. Asta ah, e. Și uh... Sandwich-ul fără pâine nu s-a inventat. Uh, da, asta, altfel am fost Nu poți la... să mănânc icre din palmă, că are ceva nefiresc. Niște icre, uite că am tot făcea icre de obicei, acum n-am mai făcut, dar să fie ah. bine primite niște icre. Okay. Și altfel, la festival, la Neversea, a fost foarte drăguț. Am văzut ceva poze ale tale, da și ale da, 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 da. așa. Până okay. și alina s a simțit bine, deși nu e Reci muzica ei. Păi, dacă nu e, alina e cu roacele cu astea, da, dar. Da. Păi era atâta lume acolo. În seara, sâmbătă seara, au fost 70.000 de, de oameni. 380.000 de oameni au cumpărat bilete la festival. 380 de, mii de oameni De fapt, astea sunt oh. intrările pe patru nopți 380 de mii de oameni, că ei pot contabiliza Dar tu ai voi explicație pentru care se cheamă Never See și la mare? A, pentru că e un răspuns la antold, adică mm. neauzit și nevăzut știi? Da, ok Da, cam aici da, e... see, da. da. Să fie și pe mare, dar locul da, e. Asta e ca povestea cu I'm on a seafood diet. Whenever I see food, I eat it. Da, Cam da. da. E. e un joc de cuvinte, da, pe... mă rog. Uh, dar arată oamenii care fac chestiunea asta și compania Antold. Mm -hmm. Ei sunt uh, au experiență mare de tot în, da, da, în da, da, ceea da. ce fac și s-au și extins. Uh, Multe scene, multe atracții, lumea uh -huh. se duce acolo, ca o seară de distracție, vreau să spun că am crezut că lumea vine pentru concerte, dar nu e neapărat, sigur că uh. vine să vadă artiștii mari Dar într-una dintre serii am plecat pe la 12-1 noaptea și oamenii veneau, uh. mii, și, mii și mii și mii de oameni veneau, îți spun, okay. deci era ceva. -a 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 ceva Oamenii vor să vadă răsăritul, să stea uh. ca la club, ca la uh. club Fac clubbing, știi? Da. Și să punem muzică acolo. Iar seară când am plecat. Depinde club, înseamnă și măciucă. Da, poate și așa. Să faci clubbing și așa. Haide, dacă ai care îți prin stern. Da, da, da. Dar aseară m-am dus, am și văzut Elena Gheorghe, muzica e armânească. Da. Nu o să poată să iasă niciodată Balcanii din România, adică în momentul. propus cineva? nu și-a propus nimeni, dar mi-a zis ca idee. Și când a pășit pe scenă, deci oamenii au început să simtă vibe-ul 200 de metri mai încolo erau celebrii paraziții. Ok. Cunoști fenomenul? Da. Da? Da, da, marginal așa. Cu domnul Chielu și acolo era o vibrație. Scena cea mare era un artist din ăsta de... A veni lumea din toată țara să-l vadă. O vedetă columbiană, J Balvin. Ok. Nu e... Da, e nici știu, la mine. Nu, nu e, știu. dar a făcut, se da. cântă regheton, să știi. Da. Și da. acolo s-au câteva zeci de mii de oameni care au vibrat așa da. frumos, și înainte Smiley. Da. Știi că Smiley are 40 și face și el 40 de ani, e de aia inocentrat. Adică și el. Adică și el, ca și noi, e, e generația, de tăi, tăi, tăi. Da, da, da. generația noastră. Da, da. mulțumesc. Adică, <laughs> adică, adică da, dacă o generație înseamnă 30 de ani, da, suntem în aceeași. Și mi-am seama că la Smiley știu toate cântecele. Nu? Da. Nu era unul să mă surprindă. Cred mm -hmm. că l am auzit pe toate la radio. N-ai mai uitat acum de când n-ai mașină? Da. <laughs> am <căști. laughs> da. Am căști. Am okay. căști. Da. Am căști și e în regulă. Mi-am pus acolo. Și și în căști am auzit. Chiar m-am uitat astăzi pe discografia lui și să văd mm -hmm. niște niște lucruri. Tu ce ai făcut? Păi cum ziceam, am tradus. Da. Am citit mincioar, foarte da? mult. Da, am fost cu minte. Uh, îmi pregătesc niște. nu am putut spune conferințe întâlniri cu public pe care le am, le pregătesc din timp, că am acceptat două propuneri, uh, și cam asta fac. În rest, nu mare lucru, și uh, mă pregătesc să plec. Mă tot gândesc pe unde să merg, ce o să fac. Și mai departe. Am făcut trei bilete. O săptămână, săptămâna viitoare, atât. O săptămână, de luni până duminică, aproape o săptămână, da. Pravă. Și îmi trebuie niște zile de astea în care să nu deschid nicio sculă, să nu fiu condiționat de niciun termen, să n-am descris, să, -am, să citesc când vreau eu, să mă prim. Să... Asta am făcut, da. n-am pus mare lucru pe Facebook, nici nu mi-am propus să, să fac chestiunea asta, am pus câteva fotografii și vreau doar că eu chipurile aș fi într-o vacanță, nu e chiar vacanță, da. că adică nu am emisiune la radio, asta mm. e vacanța. Da, da. Dar aș vrea să a, scriu ceva despre ce am văzut la Sibiu, mm. unde mulțumesc lui Radu Naum pentru invitație și prietenilor săi de acolo, Radu Coica și mm -hmm. Radu Aldea, că da. m-au luat și a zis, hai să vezi un tur ciclist. Deci spre... singurul non Radu da, da, de era singurul non-Radu de acolo. La... Da. <laughs> Corpus 3. Razii, da. Razi, Erau da. toți razii acolo. S-au dovedit a fi niște oameni foarte simpatici, mm -hmm. foarte de treabă, care mi-a plăcut să, să stau, să dincolo de multele orele mm -hmm. petrecute în cursă, care mi-au explicat un pic fenomenul, dacă vreți, spun chestii de astea mici de la ciclism. Știți că nu pentru peisaj? Foarte frumos și la noi, să știi. Da, Știu. Uh, efort. Pe mine chiar Mă știu că este un lucru barbar De spus, uh -huh. mai ales pentru cineva care iubește ciclismul Dar pe mine mă încurcă un pic cicliștii Și la Turul Franței Și la Giro, și uh -huh. la Vuelta La toate, că mie îmi place să văd acolo Castelul, biserica, apa Cum trece, podul, arcadele Povestea să le ascult poveștile pentru că sunt foarte frumoase Ori aici, dar aici hai să zici că era și o doză de familiar Că m-am uitat și eu la Turul Sibiu, am mai văzut așa Sponci, nu, nu chiar trece tot Trece prin toate am văzut, satele, cu biserici biertan, fortificate văzut, Urcă da, Transfăgrășanu, da. ce fort acolo da, pe Transfăgrășanu da, da. Ferească Dumnezeu Am fost acolo în 98 cu un scoțian mm. Care conducea și care avea comenzile pe invers, firește, și a luat Așa. o mașină de aici și când a vrut să bage în viteză, a deschis geamul. Că era invers de cât era obișnuit. Și l-am întrebat la un moment dat dacă nu e frică totuși prima dată la volan într-o țară pe un drum care nu știu dacă era deschis Și mi-a zis nu mi-e frică, stau cu ochii închiși Ok, a, și a, tu? Atunci mi-a venit inima la loc <laughs> Mă bucur Da, Asta e umorul scoțian Mă bucur Bă, acolo e greu să urci și cu mașina, e obositor Știu, știu, știu. Dar aminte să mai fi pe bicicletă și mm -hmm. toată simpatia pentru oamenii care s-au donat în jurul turului să vezi ce-i aștepta la bâlea Deci la Bâlea Lac mm -hmm, acolo, mm -hmm. erau sute de oameni care Frumos. au venit să aplaude, da, să da, ia în brațe, să-i încurajeze. Mm -hmm. Pe drum, pe unde iese turul, uh, o grămadă de oameni uh, vin să salute. E o bucurie. Și nu e, uh, e un tur așa, cam de mijloc. E o competiție mm -hmm. de da. mijlocul clasamentului, unde vine și o echipă dintre alea mare de tot, se numește Bora, mm -hmm. cu sportivii de rangul 2, și okay. mai sunt niște echipe care sunt uh, acolo, în pragul intrării. Între echipele alea mari Niște sportivi care au mers în turul Franței Și au și câștigat okay. etape De exemplu, Sam Bennett a câștigat și în turul Franței okay. Și în turul Italiei Și e o atmosferă frumoasă Oamenii beau foarte multe cafele înainte de cursă Ca să facă no. pipi da, okay. Ca să da, nu da. facă în timp, Dar în timpul cursei da. Poți să faci și din mers, înțeleg Da da, să, Cred că am citit despre asta Sau am auzit da, la televizor da, la un tur Da, 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 da. se obișnuiește Mănâncă 4.000 de calorii pe zi pe puțin Păi au, au, cum să le ardă. Da, da, da. au cum să le ardă Eu am văzut acum câteva zile Căzătura lui Cavendish În turul Franții. Bă, urât de tot Deci a căzut da, pe claviculă Și avea o figură, au fost niște prin planuri cu el pe era de o deprimare înțeles, știi? Foarte periculos sport, mai ales în România Da, la o de-asta Adică era un fel de loc Cam îngust pentru câtă ciclime era acolo da, Și da. dintr-o frecare de-asta s-a trezit pe jos Am întrebat și eu, zic, cum fac ei când se coordonează în România Au intrat pe niște drumuri, le-au dat înguste Ai. Pe care păi erau da, tot felul de obstacole aici. de astea românești Adică, și da. ieși sărăunii, uh, reparau niște becuri Parcă nu știau că vine turul în ziua respectivă Deci mm -hmm. erau cu o mașină de aia de te sălta la bec da, Becul da, public, da, da, mă da, înțelegi? Da. Și erau pe stradă Era unul care vărsau un camion de pământ și mm. am zis, păi, e, e greu de făcut în asta. E ciudat da. că tocmai în perioada da. asta se întâmplă așa ceva, pentru că în Franța, de pildă, am prins și eu turul acolo mm -hmm. de vreo două ori, pe durata turului nu se întâmplă nimic. E că se le tour. Da. Dacă te duci și găsești magazinul închis și întrebi pe cineva de ce e închis, mă se tour, voiam. Aici uh, încă n avem... Eu am încercat odată, când am fost hot, de -um, prin 2010, am fost în Languedoc și am ajuns în Narbonne. Văzut catedrala, gargui, foarte frumoasă catedrală. Și înăuntru am încercat să obțin niște informații de la cineva, n-am găsit pe nimeni. Uh, și la un moment dat am auzit niște voci, și m-am dus, o mai știu unde, cred că în altar era toată povestea, și am găsit uh, 3-4 călugări uh, care vorbeau despre contator. Dacă s-a dopat sau nu s-a dopat Deci asta era tema lor de discuție Acolo în altar păi da. Și aia e tema, aia e agenda Când e turul, mai ales în localități mai mici Că bon, Parisul mai vede și alte evenimente Dar într-un orășel Sau într-un sat Sau un ceva de genul ăsta Pe la Mont Ventoux, acolo, Asta e, e luna eu iulie trăire, e cu turul E o da. trăire să știi Că și nouă ne trebuie astfel de evenimente da. Și oamenii Frică. ăștia care s-au strâns La Sibiu mm -hmm. Cred că dau astfel de bucurie, da, da. strângând bani din greu de la sponsori, de la autorități, dar e, cum să spun, e un fenomen și toată mm -hmm. lumea îl trăiește ca, ca tare. Sper că, da. poate, în viitor să fie, poate, o cursă mai. ceva mai importantă. lungă. Da. da. Și da. Uite că tot vorbești de Sibiu și tot avem invitat din Sibiu. Da. Să spunem că o să fim și noi la Sibiu. Da? Pe 25 iulie avem întâlnirea vorbitorincilor în a 5-a din seria celor 10, primelor 10. Lasă-mi un cadru festivalului muzica recercată pe care da. îl organizează Gabriel Bebeșelea, invitatul nostru. Să vorbim despre muzică, na? da? Da, da, da. festivalul fiind muzica ricercată, am zis să uh -huh. adaptăm un pic și tema la context și va fi o poveste despre peren versus trecător și despre muzici și generații. Uh, apropo de asta, vă mulțumim membrilor noștri, cei care cotizați. În curând, adică săptămâna viitoare, o să aveți și întâlnirea de la Constanța, Uh, unde uh, asta e o secțiune doar pentru membrii, întâlnirea de la Constanța va fi uh, a fost despre uh, modele, și modele, modele și maestri, și maestri și uh aici -huh. și foarte interesant da, 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 da. a durat destul de mult, uh -huh. cred da, da. că două, două ore și jumate. Două ore și jumătate, da. da cu public foarte interesat și interesant, oameni uh -huh. care au pus întrebări, care s-au îngrenat în discuții da, și asta ne place uh, nou, cel mai tare, știi? Eu sunt convins că așa o să fie și la Sibiu. Da. Că e de un oraș cu un puls foarte bun, unde uh -huh. se petrec tot felul de lucruri, e muzica recercată, e artmania, e festivalul de teatru, adică sunt multe lucruri care uh, atrag atenția și care fac, nu doar audiență, fac mult bine. Deci, pe 25 5. iulie, atenție, ora este 17, 17. nu 19, nu, pentru că după noi sunt spectacole. Da, noi suntem angrenați într-o agendă uh -huh. complicată și stufoasă, uh, și întâlnirea noastră o să fie la sala festivă a bibliotecii Astra. Ok. Uh, să mai spunem asta și să mulțumim în continuare companiei de deman care uh -huh. sprijină acest efort mare uh, al nostru. Uh, și faptului că sprijină idei, ceea ce este absolut senzațional, da. pentru că e mult mai ușor pentru o companie să sprijine distracție, râse da. de mase foarte mari de oameni și mai puțin distribuirea unor idei. Și că, în general, când vine vorba de spațiu public românesc, multă lume se ferește de idei. Ideile da. sunt. Periculoase, ce să vezi Depinde ce faci cu ele Da, da, depinde ce faci mm -hmm. cu ele, știi? Mm -hmm. Și de asta trebuie să le mulțumim celor care vin și sprijină exact această da, zonă da, În da. care oamenii vorbesc, se întâlnesc la oaltă și se pun la încercare Adică legărat, ne da. recâștigăm bunul simț public, asta facem da, Nu ne mai înjurăm, și, fratele Exact, da. și reînvățăm, cei care trebuie să reînvețe, că unii nu au nevoie, pentru că știu deja și n-au pierdut obiceiul, reînvățăm să folosim argumentul. Da, 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 și judecata logică și criteriul de delimitare unor fapte bune de fapte rele și așa mai departe. Și nuanțarea. Nuanțarea, stilul sunt lucruri care par în pierdere de viteză în lumea de astăzi, care are niște ritmuri... Greu de dus uneori. Da, 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 trebuie să faci în 15 secunde, nu? Hmm? Te-am învățat da. acum. Atunci. Aoleu, da, 15 da, da, odios. da, odios. 15 da. secunde ai la dispoziție dacă înjuri pe cineva sau spui o trăsnaie, așa, ai câștigat lumea de astăzi. Ce mai ajuns și lumea. Da, da. Ce mai ajuns și lumea, da. 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 Deci trebuie să înjuri sintetic. Da, 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 da. Și penetrant sau, în, să, în același timp. Sau cazul Soranei, să trimiți o imagine, da. nici n-a pus mare lucru. Dar, să e nici spui. măcar nu e a ta. Dar, Dar e nici măcar, măcar păi nu e a luare. ta, da, da. da. Și să mm. spui. Uh, vreau să fac aici, uh, apropo de lume, de bule și de spațiu ăsta încrâncenat, nu știu, ne-am propus la îngrijorări sănătoase, apropo o să facem imediat îngrijorări sănătoase și avem toate rubricile. Mm. Uh, am văzut scandalul din jurul Soranei. Da. Uh, nu înțeleg ce relevanță a avut pentru ea, cred că trebuia să se gândească de două ori, apropo, sigur, când, sigur. Când, când în lumea asta te gândești de două ori. Și dacă o faci, da. nu încerca să o dreci, Da. că iese mai rău. Ies ea mai încerca rog, -o da, dreagă, da, să o da, dreagă, sărăcuța, așa e și mai rău. Am văzut o postare, am văzut într-un ziar ceva ce a spus mama ei, o înțeleg, este Ma, mamă nu, absolut nedrept ce a spus și mama ei față de... Jurnaliști, da, oameni da, care da, au scris, adică nu ajută da, da. cu nimic. Adică, da. chiar dacă te. Dar instinctul Da, e greu de jugulat. Da, 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 da. n-ai cum, da. Dar n-a făcut bine, știi? N-a făcut. Da. Da. făcut bine și pă, rog, fiecare are viziunea lui despre viață, gândurile lui despre viață. Uh -huh. Concurența asta, pe tema asta ideologică, să zic, nu duce nic nicăieri bine. Nu. Așa, dar ne dă. Aici trebuie să recunoaștem marea ocazie să ne spurcăm între noi da, Fără da. nicio Fără da, nicio noi mă Voluptatea tribalismului da, e, da. da, da, da Ce, să... ah, ce bine că nu-i de acord cu mine, că poți să-i înfig da, un da, cuțit da, da, da. Ești da. plătit, Ești, ah, aia, da, un... da, ești postac da. Nu, nu, uneori mai și gândim da. întâmplă, da, știu, tâmplă, da. și se, se întâmplă, da, știu Să-mi de astea de circuit Să avem da. valori diferite Oricând vă propunem conferințele astea da. Vi le propunem tocmai în ideea unor valori diferite dar atenție, valorile alea nu care ies în afara normelor moralei și da. uh -huh. alegii, ci viziuni diferite poate dacă vreți, să unor unor chestiuni. Vrei să facem îngrijorări sănătoase? Ne facem sigur. Hai să facem îngrijorări sănătoase că subiectul este foarte greu. Multă lume o să zică, băi, ăsta cu doamna firea și cu Pandele și cu casele a, de bătrâni, dar numele nu e. numele sunt irelevante. Cred că e mai relevant altceva decât numere. Ok, hai să uh, hai să povestim. Îngrijorări sănătoase. Îngrijorări sănătoase, prieteni. Nu este vorba despre un caz politic ceea ce vă propunem noi aici, deși datele politice poate și alea ar merita un pic privite. Poate pe parcursul discuției o lămurim și aici. Dar îți spun următoarea întrebare. Acest caz al. Sunt acceptate amândouă formele Fac o Da, puncteză. zile și aziluri Și Am azile, explicat da. azi dimineața la da. radio Ok, da. ca să nu avem probleme Cei care dicționar e cu varianta mm -hmm. lui Hai să zicem așa Acest uh, caz al caselor de bătrâni Din voluntari, mm -hmm. că sunt da. două Ne naște o întrebare De fapt mai profundă Decât gașca care stăpânea Locul acolo și mm -hmm. sigur da. Erau niște infractori în mod clar Fără milă uh, Avem capacitatea de a avea grijă unii de alții în societatea românească, suntem acel tip de societate, este acesta un caz izolat sau de fapt ar putea fi o normă a ceea ce să petrece în mod obișnuit aici? Cel mai prudent răspuns e și așa, și așa. Pentru că, pe de-o parte, e riscant și imprudent să generalizezi și să spui noi, nu, noi românii nu avem grijă de semenii noștri în Principal de bătrânii noștri, care sunt cei mai neajutorați, după copiii mici. Pe de altă parte, cunosc destule cazuri în care există o grijă apăsată față de cei care ne-au crescut, care ne-au educat, care ne-au dus de mână la școală sau la medic, sau mai știu eu pe unde. După părerea mea, lucrurile sunt la alt nivel decât al unei mizerii politice, cum ai spus și tu fără să exclud mizeria politică, sunt mai presus de o coterie pusă pe profit cu banii din pensii sau mai știu eu de unde, sau cu banii dați de, de stat pentru niște instituții altfel private. Cred că toată povestea ține de cât rău poate face specia umană. La mine aici se reduce. Aceea specie umană care face catedrale. Crezi că e, o, e vorba de specie umană da. sau e vorba de un tip de membrii ai speciei umane prezenți no, sigur. în estul Europei? Da, nu știu dacă numai în estul Europei. Crezi că avem, sau poate la un moment dat, că mai avem relatări, dar da. mai vechi de zeci de ani, de exemplu mm -hmm. din căminele de copii din Irlanda. Păi, da, eu, eu am văzut să... mine de copii în România da, Acum iată, 30 de ani Le-am văzut cu ochii mei, am fost și acolo Și atunci, Radu, noi am spus că este vorba despre comunism Mamă, ce s-a întâmplat în timpul comunismului e, nu numai. e, uite că nu e vorba despre nu, comunism nu da, Este da, vorba da. despre altceva Din societatea românească Da, este. la față a... de un individ Care nu îți aparține ție Familiei da. tale, cercului și care de credere. care este într, într un Într-un nivel de vulnerabilitate Foarte mare și un om care nu se poate apăra Și un om care trebuie să ceară ajutor Pentru că altfel N-ajunge nicăieri, altfel se duce Bun. Și atunci, uh, da, chestiunea e uh, E specie umană Sau e chestiune de societate românescă? Eu cred că e specie umană Și uh, cu riscul De a plictisi lumea Eu am spus că unul dintre citatele Mele călăuzitoare de 20 de ani Încoace este citatul Monichei Lovinescu În rău, specia umană Ne va surprinde mereu Bun, da? de acord, ok, uh, dar... Și avem o dovadă măruntă aici Avem dovezi peste dovezi Nu neapărat legate de case pentru bătrâni Sau cămine pentru bătrâni Sau azile sau aziluri, da? În general, specia umană este singura specie care torturează Nu uita, război sau nu Război sau interrogatoriu uh, Un tigru nu torturează o căprioară sau nu știu... Uite, o dar pradă. sunt societăți... Bun, ok, de acord cu tine. Bun, este natura lor și așa mai departe. Da. Dar avem societăți în lumea asta unde lucrurile au progresat, da? Da, aici societatea scandinavă. Societatea de scandinavă, da. da, care are da. un anumit mod de a avea grijă de bătrâni. Da. Avem nu, numai so de bătrân. și, nu, nu numai de bătrâni. Nu numai de bătrâni, da, aici... Aici da. vorbim de bătrâni, și, da. și de copii și... Uh, avem societatea vestică, cea care a reușit da. să impună niște măsuri pe, pe zona uh -huh. asta. Societatea americană unde... Uh, Oamenii chiar au o natură culturală în a duce da. bătrânii în astfel de așezăminte. Sigur că nu putem spune la modul general mamă cât de bine le este acolo. Sigur că am avut și acolo cazuri cu fur de bani sigur, și sigur. așa mai departe. Dar avem da. sisteme care intervin și care sunt în general funcționale. Da, dar nu. Ceea ce cred că lipsește acolo este felul în care cei cu dramul lor de putere îi umilesc pe ceilalți. Adică oricât de... Ciudat ar fi ființa umană, nu cred că într-un cămin de genul ăsta din America, nu mai zic de Danemarca, uh, unul dintre angajații de acolo ar pune un amărât bătrân să care rămisc cu roaba. Aia nu cred că se întâmplă. E posibil, dar știi ce nu cred că e posibil? Adică eu zic, cazuri izolate pot exista. Ceea ce nu cred că e posibil în sisteme mai așezate decât al nostru este să existe sesizare. Și să, da, nu se întâmple nimic. și să nu se întâmple nimic da. Și de asemenea nu cred Că aceste sisteme sunt instrumentate De relațiile factorului politic da. Pentru că asta poate să-ți aducă Pur și simplu prăbușirea La da, simplu Ar... fapt că ai de-a face cu un sistem Aici Un sistem da. de fraudă Un sistem de tortură Un sistem de uh, jupuire De șapte rânduri de piei De pe niște amărâți E condamnabil în sine faptul că și din asta S-a făcut sistem Absolut, și că uh, ei au știut, da? Primăria din Voluntare a fost sesizată, da. alte instituții ale statului, inclusiv Ministerul, au fost sesizate încă de anul trecut da? și am să da. spun un lucru multă vreme. Tu știi că eu insist și am această idee. Cu presa. În România există presă care da. face lucruri. Și care a spus, și care care a, scris a scris despre povestea asta da, în februarie. În februarie exact. am pus și eu o notiță acolo când Ovidiu Vanghele și Bianca Albă au apărut, am dat și eu și am zis, uitați-vă la asta. Da. Da, da, Aproape cu credință că știam că bă, nu, va reacționa nicio instituție de stat și așa că mai departe. Că Pentru n-au de fost printre... imagini, n-a fost șocul vizual Aveau... nu, la televizor, n-ai văzut nimic. Nu, dar televiziunile, hai să spunem până la capăt. Televiziune... Nu preiau așa ceva. Deși Au preluat două mi se pare. Două, B1, B1 și, și prima, parcă, Și prima news, acert, da. Acert, da. Uh, anchete, sunt astfel zeci de anchete, vreau să spun, da. făcute de Price, de Ovidiu Vangheliu. Ovidiu da. Vangheliu are anchete, are anchete de da. testat. Bianca Albu da. este cel mai bun tânăr jurnalist din România da. cu anchete și așa mai departe. Păcat. Pentru că asta înseamnă da. că există multă materie primă. Există da, materie azi. primă, oamenii ăștia fac treabă, avem presă de calitate, nu s-a uitat nimeni, s-a uitat în momentul sigur, procurorii, să spunem asta, procurorii de la DICOT mm -hmm. s-au autosesizat, au văzut, au început să construiască dosar. Șase luni e un termen, uh, 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 cum să zic, important, dar și relativ mm -hmm. scurt. Sunt interceptări, oamenii s-au uitat mm -hmm. și au zis, bă, se poate întâmpla ceva aici. Sunt interceptări și au construit cazul după care au urmat uh, <laughs> uh, arestă, Nu s arestări. Încă nu. Încă nu. Da. Uh, dar zic că e ok că s-a întâmplat așa. Dar în privința aparatului administrativ politic al României, ce am sem semnele de întrebare și poate merită să le discutăm. Ok, am stabilit da. că e specia umană. Bun. E specia umană. Sigur, în cazul Opa. de față, e un anumit partid. Bun, da, noi știm uh. că... Ministr da, te întreb. ministrul Muncii trebuie să plece? Oh, ar trebui să plece mulți, mulți uh, Printre da. ei, da, cred că și ministrul Muncii Care știa, știa sau dacă știa, nu știa, da, da. uh, asta din subordinare Dar al familiei o fi știut? Doamna Firea? Mă gândesc că o fi știut ce păi, va, uh, uh, Mai ales având în vedere vreau... felul în care ripostează Și felul în care atacă în stânga și în dreapta Există vechea vorbă franceză, qui s'excuse, s'accuse. Ori aici mi-a plăcut perechea de palme pe care am încercat să-i tragă domnului Bănescu. Eu am citit postarea domnului Bănescu, domnul Bănescu nu o numește pe Gabriela Firea. Ori simplu fapt că Gabriela Firea ripostează atât de violent înseamnă o mușcă păcăciul. Da. Îți dai seama ce spărat a fost doamna Firea Ea care a dat din banii bucureștilor da, sigur. A dat la catedrală câte da. un milion de euro În fiecare mm, an, dacă mm, nu mai da. mult Păi cum să da. pățească așa ceva Da. Și după aia tu da. vii și spui că Dumnezeu Nu are nevoie de purtător de cuvânt Domnul Bănescu nu e purtătorul de cuvânt Al lui Dumnezeu, nici măcar Gabriel Liceanu Nu e purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu <laughs> da? E purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române Dar Coming from her, cum se spune da, Adică Doamna Firea, care se pozează cu toate icoanele aflate la dispoziție, care cotizează masiv, care asumă postura asta a pioșeniei de familie și de primărie și de localitate, vine acum și spune, eu n-am știut nimic. Bun. Consiliera mea, nu, n-am știut. Să cântărim acest lucru. N-am știut nimic. Nimeni, nimeni nimic. Zic, Acolo, nu dar nimeni nu, nimeni nu nimic. e Istanbul Totuși de, da, exact. Exact. da. Nimic, da, da. Adică... Primăria din voluntare a da. fost înștiințată De oamenii care da. trăiau lângă acel Deci știau da. Bun, oamenii de acolo, toți într-un fel sau într-altul Care sunt prinși în chestiunea asta Aveau legături cu administrația din București mm. Sau din mm. voluntari, fie că au fost uh, uh, Șoferi, fie că au lucrat Pe la primăria mm -hmm. din voluntari Și așa mai departe, dar să zicem că nu știu nimic Că toți da. acești oameni sunt răi Și că Doamna Firea nu a știut vreodată. În luna februarie, Ovidiu Vanghelie și Bianca Albu publică aceste articole în două zone în care spun nenorocire, nenorocire, nenorocire. În luna februarie doamna Firea a știut, o fi aflat în luna februarie despre posibilitatea că această doamnă care este consilier. Să uh, fie avut vreo legătură. Mm -hmm. În luna februarie a aflat și o cheamă pe doamna consilier. Păi ce s-a întâmplat acolo? Nu știu, n-am aflat niciodată. Spune doamna consilier. N-am știut, deși am mm -hmm. fost vicepreședinte organizației. Da, da, Eu n-am da, auzit da. niciodată. Și amândouă stau pe gânduri și zice: e, Dacă niciuna dintre noi n-a auzit niciodată, înseamnă că nu s-a întâmplat nimic. Întâmplat nimic. Da. Care erau primele măsuri ale unui politician responsabil? Spune bă avem de făcut ceva în spațiu public Avem de mers personal la căminele da, alea Avem de rezolvat în localitatea în care trăim Avem de chestiune. mers fără să anunțăm da. că o să mergem Exact Suntem cei mai importanți oameni politici Din această localitate și avem o problemă la noi da. În localitate Doamna, soțul doamnei Mergem să rezolvăm Bă acolo sunt niște oameni în pericol da. Ori din luna februarie până în luna iunie Iulie Iulie Iulie, de nimeni dintre autoritățile politice și administrative din acea localitate Parcă nu le-a păsat, deși știau pentru că aveam articole de presă da. Dacă eu am știut din presă, cu atât mai mult bănuiesc că au știut dumneavoastră Pe Ar trebui ca primar să primești o mapă de presă Și chiar dacă nu o primești, da. să te informezi că totuși <laughs> da, înțeleg că domnii de acolo de la organizație știau că domnul la Godei God i-a spus lui Iovid Evanghelie că te prind eu prin oraș. Ah, ce frumos. Aha. Și tot în acest timp, ca să vezi unde merge ticăloșia, să nu ne mai ascundem după vorbe, Ministerul Muncii a interzis organizației Centrul de Resurse mm -hmm. Juridice condusă de Georgiana Pascu să mai intre în aceste cămine. Că hai să le explicăm oamenilor cum se întâmplă, de da? Cum poți să interzi păi, Așa uite, ceva. Deci există o organizație neguvernamentală care de Așa. mulți ani se ocupă de persoanele da. aflate în nevoie, CRJ. Eu știu de activitatea Georgianei Pascu, cred că de 25 de ani încoace. Statul a fost de acord în ultimii ani să aibă un avertizor de integritate. Uh -huh. A dat acestor oameni dreptul să intre neanunțat în diverse cămine sau zone da, uh -huh. cu oameni defavorizați, să se uite și să-i spună băi, în regulă sau nu în regulă? Pentru că statul nu are resurse să i verifice uh -huh. întotdeauna și doi la mână, sigur că are această temere că funcționarii se pot acoperi între ei. Și atunci au zis unei terțe părți. Da. Zis, mă, mergeți și voi acolo. Oamenii au mers S-au uitat, au informat pe toată lumea. Care a fost rezultatul? Statul le-a interzis să mai meargă. Păi ce faceți să mă face scandal? Păi tot statul i-a pus să meargă. Da. Același stat. Același stat. Dar statul. prin alți reprezentanți. Prin alți reprezentanți, înțelegi? Da. Aici da. e ticărușii supremă și da. Ați aflat ceva? Și este, este un fel de a te da de gol, da. de fapt, de a te de da. conspira. Exact. Faptul că interzici cuiva să se o neregulă, ca și cum ar fi vina celui care sesizează nu a celui care a comis neregulă. Oh. dar cei judecători. Ați falsificați acte, ap, apele aici. Da. Adică da, 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 oamenii da. Ei au spus că sunt niște oameni în pericol care sunt torturați și maltratați și umiliți. Și da. umiliți și voi rezultatul aveți, spunând, ia nu mai intrați mai aici. Păi ce faceți? Da, Afla da, da, da. lumea despre. Mm. Adică asta era soluția: să nu se da. afle. Și cum se Că dacă asta? nu se află nu, nu se petrece. Jigodism da. da, știu. Îmi plăci. Da. da. Deci mm. despre asta e vorba. Da. Și trebuia, băi cum la noi în societate, sub mâna noastră, sunt niște oameni pe care i-am lăsat așa, despre care știm. Acum, în mm. momentul ăsta, știm. E de văzut. Uh ce se va întâmpla de acum încolo, pentru că eu sunt convins că nu doar în voluntari există așa ceva. Asta a explodat, Ei, oh, buboiul sigur. ăsta îmi pare spart. Rău, Sincer, îmi pare rău că în această perioadă nu am România în direct, pentru da, că cred. aș fi aflat, oamenii vor povesti mult mai multe lucruri. Da, eu sunt eu am avut uh, două experiențe în timp cu uh, asemenea instituții. Prin 92 am fost interpret... Pe lângă o delegație de la Crucea Roșie, Crucea Roșie daneză, care mergea în cămin-spital, în instituții pentru copii, și vedea cum se întâmplă lucrurile acolo și ce pot face ei ca să-i ajute. Și am avut ocazia să văd și diferența dintre un cămin-spital, țin minte de la Bădăcin, din județul sălaj, ca un fel de grădină zoologică cu copii, ceva de o tristețe nemărginită. Și cum arată fenomenul ăsta în Danemarca, cum arăta în 92, între timp ori mai fi evoluat? În primul rând că instituția abandonului nu exista la ei. Existau copii abandonați. Existau cazuri da. limită în care, nu știu, pățeau părinții ceva într-un accident și rămânea copilul singur. Astea erau puține. Pe urmă, cum arată o instituție de-asta pentru copii cu probleme? Cum se îngrijau ei acum 30 de ani ca acelui copil... Să-i se imite inclusiv mediul de acasă, din familie, în camera în care stă în instituția aceea, și așa mai departe. La polul opus, știu că acum 9 ani, da, acum 9 ani a trebuit să-l duc pe tata într-o asemenea instituție 5 zile. Atât a stat acolo, că după aia a murit. Când l-am dus, era lucid. Când m-am dus în prima zi în vizită la el, nu m-a recunoscut. Uh, ce era pe site era foarte interesant și în bietor, și situația era limită, deci nu se mai putea altfel. Uh, el avea o condiție medicală cumplită, trebuia cineva să se ocupe de el non-stop și asta nu se putea, cădea și nu avea cine să ridice mama, nu putea. Și atunci, în disperare de cauză, am recurs la varianta asta, luându-mă după ce scria pe site. Și m-am dus să văd în ce măsură coincide site-ul cu realitatea. Nu coincideau. În camere erau teoretic doi oameni, acolo erau patru-cinci. Aerul condiționat era, dar nu funcționa. Pentru că vin facturi mari, că am întrebat. mi -a spus, dar vin facturi mari. Mi-a da, zis, niște pensii de la toți oamenii ăștia de aici și noi am dat niște bani ca să l aducem aici. Televizorul era, dar nu funcționa. De ce nu funcționa? Pentru că oamenii ăștia oricum nu mai înțeleg nimic. Degeaba le dai drumul la televizor, deci... Tot ce era pe site era invalidat de, de realitate. Iar data s-a dus în cinci zile. Pur și simplu. În București. E nu în că Am putea descoperi multe orori. Mi-e teamă că și societatea noastră este prost așezată față de chestiunea da. asta. Pentru că așa e tipul, știi, tot vorbim, suntem o societate colectivistă, de mm -hmm. fapt, avem încredere și îngrijim doar pe cei care sunt în cercul nostru de încredere. Sau, iartă-mă, mai e o situație, situația unei calamități care te mobilizează altfel pe tine comunitate. Dacă vine cu tremurul, redescoperi solidaritate. Mai duci o pătură, mai duci un bac cu apă, mai dacă vine inundația, la fel, sau dacă vine inundația, la fel te solidarizez cu, cu suferința altora particip la ea și particip nu doar prin bătăi pe umăr um, dar asta în regii spectaculoase dictată de calamități altfel în cazuri mărunte de zi cu zi de genul ăsta într-adevăr suntem corigenți, deci avem un dosar foarte prost Aici pentru intervine... că suntem o fostă țară săracă, să prea acum să nu fim foarte bogată uh, sărăcia te înrăiește te face coruptibil, se combină foarte bine cu naivitatea unora și altora și cu setea de navuțire a altora. Da? De aia, poate, în zona scandinavă nu vezi asemenea derapaje. Pentru că oamenii trăiesc bine. De multe zeci de ani, uh, au printre valorile fundamentale onestitatea. Nu zic că nu există uscături. Există și la e uscături, da. Dar uh, foarte puțin la sută, ca să zic așa. Sunt țări bine instalate, țări care n-au trecut printr-un coșmar al istoriei, cum am trecut noi, și țări care își pot permite uh, altă atitudine față de semeni. La care cere... să nu se gândească la, la ce bucăreală și e Nevoie să fie mai profundă. De asta eu aștept o reacție apăsată a societății aici. Abenem. Și uh, este obligată uh, autoritatea statală de data mm. asta să pună niște lucruri în mișcare. Eu cred că ar trebui să urmeze niște anchete penale. Mm. Sigur, una o avem în desfășurare da, și da. cred că va avea niște rezultate și va arăta niște lucruri. E timpul să-l ascultăm pe invitatul nostru, care e unul ce ne va aduce povești din toată lumea și dintr-o lume care pentru majoritatea dintre noi e chiar impermeabilă. Ăsta este da. termenul corect lumea muzicii clasice a marilor vedete din zona aceea și a modului în care se așează relațiile între oamenii care lucrează în acel domeniu, e ceva care ne va fascina. Gabriel Bebeșelea este invitatul nostru. Ascultați Vorbitorincii, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Păi, atunci propun să pornim. Spuneați că știați un banc cu. nici nu mai prezint lucrurile, ca să e foarte interesant la noi la podcast. Spuneai, Gabi Beșelea, că știi un banc cu pă... dirijori. Salut! Bine. Salutare, salut. mulțumesc foarte mult pentru Să ne invitație. bucurăm că ești aici. Să trecem peste formalități, așa zis. A, da. Păi, de fapt, e un singur ban cu dirijor, pentru că restul sunt realitate. S-a pus bine cu toți A, Excelent. A început, bun. Unde să continuăm? Da. Păi, știți că se spune despre dirijori că sunt persoanele cele mai expresive, care au nevoie de mâini, care au nevoie de gestualitate, care au nevoie de mimică și așa mai departe. Și să zicem că într-o noapte se întâlnesc uh, într-o pădure în bot, un iepuraș cu un șarpe. Și șarpele zice, să te pipăi, să văd cine ești. Zice, ai urechiușe, ai mustăcioare, ai blăniță. A, ești iepuraș. Zice, da, exact, da, hai să te pipăi, să văd cine ești. A, ești alunecos, n-ai mâini, n-ai puls, nu simți nimic, ești dirijor. Bun. Bun, acesta Așa. e invitatul nostru de astăzi. Ar trebui să facem și prezentările, totuși, nu? Da, am că nu știu. a trecut testul bancului? Da, nu știu dacă mai e cazul să mai faci prezentările, da. pentru că Gabriel Bebeșelea nu e doar un dirijor senzațional și precoce, e un fel de atlas biped. Eu am uitat pe mail-urile pe care le-am schimbat în ultimele luni. Sunt din Europa, în general, e adevărat, dar din multe țări din Europa. Adică primesc mail-uri de la Paris, de la Viena, de la, mai știu eu, Toulouse, Marsilia, Zagreb, de peste tot. Și te-aș întreba cum faci și cum, cum reziști nedescleiat, ca să zic așa. Pentru că impresia, impresia, mea e că nu e o viață simplă ce ai tu acolo. Um, nu aș zice neapărat că nu e o viață simplă, aș zice mai, de, mai degrabă că e o viață intensă. Așa. Dar ceea ce mă hrănește O să sune foarte clișeistic nu, Dar nu. ceea ce mă hrănește e ceea ce fac Profesia Pentru că sunt atât de îndrăgostit de ceea ce fac Și îmi place atât de mult ceea ce fac Încât nu contează că după concert Trebuie să mă trezesc la 4 dimineața Să plec spre un aeroport, să merg în alt oraș în fiecare săptămână <sus> sunt în altă țară Sau când fiecare... La fiecare trei zile mă întâlnesc cu altă sută de oameni mm -hmm. uh, Cu personalități diferite Cu dorințe diferite Cu aspirații diferite Și trebuie să găsim o sintonie Trebuie să descoperim o alchimie pe scenă Deci lucrurile acestea sunt uh, Trecubile cu vederea mm -hmm. Atâta timp cât tu reușești să Să iubești ceea ce faci Hai zi ultimele 24 de ore pe, că așa... Da, asta am da, vrut da, <laughs> să te întreb Dacă te întreabă un țăran din Ardeal 9. Mă fișor tu dialog de unde ești? De ce îi spui? Am okay, ești născut în Sibiu, ok, dar după asta ce vine? Legat și de ce întreabă Cătălin, cum au fost ultimele tale 24 ultimele de ore? Ultimele 24 de ore. Am avut o repetiție generală într-o biserică um, care n-a mai funcționat ca biserică din 1786 în Cehia, unde e sezonul de vară al filarmonicii Janacek, o orchestră mm. redutabilă din uh, Cehia, orchestră de tradiție, um, am avut repeția generală după care am avut concertul cu ei, în acea biserică absolut sublimă în care s-au păstrat ruinele, și acustic, acustic vorbind este una din cele mai interesante experiențe pe care le-am trăit. După concert, care a fost un succes extraordinar pentru că pianist a fost, Leoș, a fost Lucas Vondracek, cel mai mare pianist ceh la ora actuală un nativ al orașului în care am concertat. Bineînțeles că tot orașul a fost prezent la concert. După concert am... am meritat și noi puțin da, vin a, așa. și am mers cu directorul orchestrei și cu solistul la o mică recepție după aceea și cu orchestra o bună parte și noi ne-am despărțit ulterior de ei pentru că a fost ultimul lor concert de sezon. Așa că am ajuns la hotel în jurul orei 3 dimineața iar la 5 jumătate m-am trezit să plec spre aeroport. Uh -huh. Și de la aeroport sunt direct Asta aici. Să spunem că noi înregistrăm după ce Gabriel Bebeșel a venit direct de la aeroport la podcastul da, da, nostru, da, ceea da, ce da. ne încântă. Da? Așa. Dar cred că ai mai trecut și pe o altă parte, că nu se potrivește, că e 5.30 dimineața... Păi că trebuie să fii cu două ore înainte, trebuie să-ți faci bagaj, o, da. să... Am uitat un episod, de fapt, mm -hmm. am da. avut un meeting în Viena între timp. Aia, voi am ceva, că da. În... lipsă, da. este da, o da, da. seara, adică nu fi din Jeya, da. -a De la Ostrava am mers cu mașina, m șoferul până la Viena, la Viena am avut un meeting și după aceea am luat mm -hmm. avionul spre da. București și am ajuns ah. aici. Okay. ok, deci s-a mers da. și la Viena. Ca a să durat un să pic zice. mai mult mersul de la aeroport până aici decât zborul de la Viena? Că... Absolut, bineînțeles. Cam așa se face. Bineînțeles. Da, da. Totuși oraș și mare. A... Da. Și cel mai da. mult a durat control de pașapoarte. Am crezut că toată lumea a sosit la București. Da. Am crezut că e lumea ceva mare tot, da. eveniment. N-am mai văzut așa ceva niciodată. Serios? Vin mai da. noștri acasă. Nu e vacanțele. Ceva, da. acum, ce vacanțele. În okay. vacanțe? vacanțele, nu știu. Sau festivalurile, nu? știu. așa, nu, da, da. bine, uh, eu am fost la Neversea, dar nu știu dacă e genul de festival care te interesează. <laughs> n-a dirijat da. Acolo mă duc, na dirige, la, la, mă duc la Brezoi. Nev... Găsim uh, un loc uh, unde na La festivalul de, de, blues. Ai fost la festivaluri din astea? La da, 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 o să da, rădez, tot, dar da. eu pe, pe, muzic, pe telefon nu am muzică clasică. Da. Nu ascult muzică clasică, eu uh -huh. o citesc. Nu, nu știu. ne-a spus, uh, ne spus și uh, uh, Alexandru Tomescu că ascultă da. Da, da, altfel, da, de, da, da. altfel de muzică. Uh, dar totuși trebuie să știți niște lucruri despre yes. invitatul nostru că avem uh, aici. Uh, are 36, 37? Aproape. 36 aproape, de, aproape 36 da. de ani Revoltător. Este din Sibiu Provine dintr-o familie de muzicieni Dar nu de asta l-am adus noi Pentru că este tânăr și muzician Este dirijor principal al filarmonicii George Enescu din București Și al filarmonicii de stat din Cluj-Napoca Director muzical și director principal Al filarmonicii naționale a Macedoniei Macedoniei și mm. interesant. În 2011 a fost numit dirijor principal al operei din Iaș, devenind cel mai tânăr șef de orchestră într-o astfel de postură din România, ocupând de aceeași poziție și la Opera Națională Română din Cluj din 2015. Anul acesta, de fapt, pe perioada Capitalei Europene a Culturii, deține titlul de dirijor în rezidență al Filarmonicii Banatul din Timișoara. Este invitat al unor orchestre precum, am o listă lungă aici, Royal Philharmonic Orchestra din Londra. Asta de la Berlin, cu tot respectul, nu poți să o pronunți. Așa, dar poți să o pronunți tu, nu? Că sunt două. Care din ele? Sunt două, pe asta vreau să spun. Concert House Orchestra. Așa, și Rundfunk Sinfonie Orchestra Berlin. Orchestra Sălii de Concerte și Orchestra Radio. Asta de la Barcelona, pot să zic că e simplu, Orchestra Sinfonică din Barcelona. Orchestra Sinfonică din Casilia și Leon, orchestra, ăsta uh, e puțin că trebuie să dau o pagina, uh, nu mai merge pagina ziotul pe cealaltă, <laughs> Toulouse, da? da? Orchestra din Toulouse, orchestra din Singapore. Uh, și sigur mai am o sumedenie de nemțești da. pentru care uh, ai tot uh, respectul și tot, tot, tot respect distanța. Da. Uh, 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 era așa. și bancul Idiot, cu ce părere ai de toulouse trec, Bate Toulouse cu 2-1. <laughs> deci atât de tânăr și atât de uh, multe orchestre... Uh, Plus burse... Oho. E, ești da. un geniu? N-aș zice. Geniile o sfârșesc rău, sper să nu. Da, atunci ești precoce, totuși. Da. Eu, nu știu, de, mie îmi place să mă descriu ca un dirijor foarte curios. Atât, nimic mai mult. Păi, o întrebare era legată de curiozitatea asta, pentru că am impresia că și muzica ricercată vine dintr-o curiozitate. Și poate ne explici un pic în ce a constat. Păi, o să vă explic printr-o întrebare. Cunoașteți filmele lui Stanley Kubrick? Ceva, ceva, da. 2001 A Space Odyssey, mm, The Shining, Eyes Wide Shut. Da cele trei filme nu au în comun doar pe, nu au un comun doar pe Kubrick, ci mai au un lucru în comun. Un compozitor care s-a născut la Târnăveni. Ligeti. Gheorghe Ligeti, un compozitor absolutamente revoluționar, genial, despre el pot să spun că a fost un geniu, a schimbat fața muzicii clasice din a doua jumătate a secolului 20 și muzica recercată, care înseamnă în traducere muzică cercetată, e de fapt titlul unei piese pe care a compus-o în 1953. O piesă care își ia seva din muzica trecutului și practic face, o, un, face un pasaj spre muzica viitorului. Ei bine, acest Ligeti nu doar că a revoluționat muzica clasică, dar după cum ziceam a ajuns ca un fel de star Pop culture pentru că a ajuns promovat de Stanley Kubrick, care, într-un mod foarte interesant, i-a furat muzica la început în 2001, a Space Odyssey. Um, nu i-a cerut drepturile de autor, acesta n-a fost nici contactat, pur și simplu s-a trezit felicitat de un amic din New York care a spus A, excepțional, ai ajuns mm -hmm. să intri la Hollywood, în sfârșit o să te cunoască lumea mare <laughs> Și el zice, ce Hollywood? Eu n-am scris nicio muzică pentru niciun film Nu știi tu, -ai scris. Și, uh, a aflat că de fapt în 2001 a Space Odyssey sunt numai puțin de patru lucrări ale sale ei bine, uh, acele lucrări uh, au schimbat și traiectoria uh, muzice de film, mm. pentru că toți compozitorii după aceea s-au inspirat din această muzică a lui Ligeti și ca atare am, am zis că cel mai bine este să oferim și noi un omagiu acestui mm. mare compozitor, care din păcate nu este atât de cunoscut în România, este mult mai cunoscut în afara țării Repet, s-a născut exact acum 100 de ani la Târnăveni, în județul Mureș, foarte aproape de Sibiu, la mai puțin de 70 de kilometri și este unul din mari, mari, mari revoluționari. Un alt detaliu interesant este că Ligeti, născut într-o familie de evrei maghiari în acest sătuc numit Târnaveni, a fost atât de fascinat de folclorul românesc și de muzica românească, încât prima lui bursă de studii a fost la București pentru a studia folclorul român. Și în urma acestei burse de studii, în 1951, scrie o piesă care se numește Baladă și Joc, în română, este publicată și în zilele noastre, care a avut atât de mare succes, ea fiind scrisă pentru două viori, era ceva de neconceput ca o piesă pentru două viori să aibă atât de mare succes, a expandat-o și a mai adăugat două părți, a rescris-o pentru o orchestră întreagă, de la două voci a trecut la expandarea pentru circa 60 de persoane și astfel s-a născut una din cele mai populare piese ale sale care se numește Concert Românesc. Și ce e foarte interesant din punctul meu de vedere e că Ligeti a insistat la editura din Germania, din editura Schott, să se publice cu diacritice, concert românesc, nu români în concert, nu românii concert, în limba română. Da, El a reușit la un moment dat să plece din țară sau da. care i povestea vieții lui? Da, imediat după bursa de la București, el a plecat la Budapesta, a studiat la Budapesta până în 1956 Iar în 1956, când -a, a fost Revoluția, a, bineînțeles că a luat parte, a fost, a făcut parte din studențimea care a fost activă în timpul Revoluției, în timpul revoltelor de fapt Și a fugit la Viena a fost emigrant, de fapt. A fost uh, o bună parte din viață la Viena. După aceea a fost la Köln și a murit la Viena în 2006. Repet, unul din cei mai mari compozitori ai secolului 20, care, din păcate, în România sunt mult prea puțin cântați. Așa că această muzică a uh, după cum am zis eu, nu doar un omagiu, ci încerc ca acest compozitor să fie. La fel de atractiv în România cum e în străinătate. În străinătate, dacă spui numele Gheorghe Ligeti, lumea se înclină în fața lui. Și aici nu știe nimeni. Mă rog, e no, lumea din tare? muzică. Da. Uh, Dar dacă o pe stradă. Da. Păi, da. No, e firesc. Nu învățăm asta la școală. Da. Cred că nu facem nicio ore de muzică. Nici așa, aș mai așa, face ce? o mică paranteză. Chiar în Eyes White Shot folosește piesa muzică ricercată. Când e această scenă a ceremonialului, e exact piesa muzică ricercată pe care Kubrick o utilizează și de la care a început, de fapt, toată această căutare a unui sunet nou pe care Ligeti a realizat-o. Și um, Ligeti a făcut parte din mai multe curente avangardiste din anii 60-70, dar drumul lui a fost deschis de către această piesă Muzica ricercată. Stai să stabilim un lucru cu ascultătorii noștri. Deci știu că acum cum faceți? Vă opriți de la podcast și vă duceți să căutați pe, pe, Ligeti. pe Ligeti, să căutați scena din... Eyes Wide Shot, dar da. vă întoarceți, adică să precizăm chestiunea asta, la fel și cu cei care ascultă pe Spotify, că e important. Mai ales deci că mai... Scena e destul de intensă. Da. Da, 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 da. Mai avem și alte povești, da. că acum așa se întâmplă. O presie, despre ce vorbește? Mai ții minte scena? În Eyes Wide Shut este o piesă celebră, un vals celebră la un moment dat, Este Șostakovici. E nu? a doua de jazz. Da, da, da. Ca da. asta mi-aduc aminte acolo Ia acum și o chestie, te uiți pe Reels, pe povești din astea, pe, pe Facebook sau pe Instagram, uh. nu? Da, mi-a mi părut da. un pic mirat așa. Să știi că acum e virală, dar nu înțeleg de ce, că astea au obiceiul să se viralizeze pe, pe așa, din senin. Un moment din Eyes Wide Shut, cred că e finalul, cred, cu Tom uh -huh. Cruise și pe Nicole Kidman. Și nu știu de ce circulă zilele astea în draci. Cineva uh -huh. a descoperit sau ia. Ea... Că -a Mission Impossible ăsta nou, poate că leagă de el. Dar cum știi? Zic nu, prostit, știu zic, nu. Da, e posibil, nu, da. da. nu Sper da, că nu. Da, cred că am fost invitați la Mission Impossible. Nu e așa? Da. Să ne comunice colegii. Am fost invitați la Mission Impossible? Șapte, opt, e ca un serial. E zilele astea, trebuie să mergem. Da, da. Merge. Vrei să mergi cu noi? Mission e Impossible? ca un soap opera? -o Așa pare, e, Cu cascadorii, e cu bata. La, știu, bine am spus. Am Trebuie să că da. la primul concert din viața mea, primul, 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 primul concert, am dirijat, printre altele, soundtrack-ul de la Mission Impossible, acela yeah. original, yeah, uite compus de la Schifrin. Ai, stai ca. Serialul ăla. Serialul vechi din anii 70. Nu mai știu. Și după aceea, tema principală a fost preluată și în primele filme. Mission Impossible, și de fapt e cumva citată și în cele noi. Dar și ceva făcut la Mission Impossible de YouTube. Nu, nu, nu stai că tu serialul, tu erai foarte mic dacă erai, nu, când a rulat serialul, el nu se era, el aici. nu era. Uh, da, dar țin minte serialul, pentru că l-am văzut la televiziunea română, prin anii, nu știu, sfârșit de ani 60, ceva de genul ăsta, început de 70, degeaba te pe tine, degeaba te întreb pe Ai uh, memorie așa, țin minte, da? Cum sună să-l cânt acum? Da, da, așa două. Are un ritm foarte interesant. Pam, 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 pam. Și de aici a luat și este basul ăla lui, cum îl cheamă pă lui Diegi. Da, așa sună. Cutting edge. Știi vedete, cunoști vedete? Adică dincolo de lumea ta care are mari, mari, mari vedete, ți se întâmplă să dai nas în nas cu oameni Câteodată da, dar... Ca noi, așa? exact asta am vrut să zic, câteodată când vin direct de la aeroport da? la o filmare, da. da, dar recunosc că la cât de intensă e viața de, de muzician, nu zicem doar de dirijor, muzicienii um... Muzicienii serioși, care chiar cred în mm -hmm. arta lor, e destul de greu să te întâlnești cu oameni din afara realului tău. Dar da, se, se petrec între pătrunderi, uh, sunt tot felul de vedete care vin la concerte, sunt recepții după concerte la care te întâlnești cu diverse personalități. Uh, dar, într-adevăr, după cum ziceam, e destul de dificil uh, de la un anumit punct încolo să ieși din, nu eu spune neapărat bulă, dar lumea asta uh, a muzicii clasice. Da. No. Altfel, dacă nu e muzică clasică, permeabilizarea e mai simplă. Adică ai văzut la Springsteen tot felul de nume celebre, actori, regizori, jucători de tenis, jucători da, de fotbal, rockeri. stăteau acolo undeva la VIP? Da, la o da sigur că stăteau asta, la da. VIP, evident. Um, Gabi, și intervine uzura? Tu o simți după cât ai făcut până acum? Sper că nu. Nu, nu, zic Sper că da. Nu. Că există pericolul. Da. Um, păi, eu ca să preîntâmpin în lucrul asta. Da, de fiecare dată când dirijez o lucrare pe care am mai dirijat-o, de exemplu, hmm. îmi cumpăr o partitură nouă. Și eu încep okay. să o reanalizez de la zero. Încep toată trasabilitatea uh, interpretativă să o reiau de la zero, chiar dacă, bineînțeles, că în interiorul meu s-au păstrat seve uh, ale uh, analizei precedente. Dar ca să nu intervină uzura și ca să descoper trasee noi, să descopăr drumuri noi, pentru că de, e ca într-un ca, ca, ca într-un text liric, s-ar putea să fi luat o decizie interpretativă pe care, după câțiva ani, să o vezi diferit. Adică, um, aș da un exemplu, aș face o analogie. Luceafărul uh, recitat de Marcel Iureș, e într-un fel, recitat de uh, Marius Manuel e în cu totul alt fel, dar e același Luceafăr, e aceeași piesă. Cred că și sunt sigur că Luceafărul recitat de Marcel Iureș la 25 de ani ar fi sunat cu totul altfel față de cel de acum. Bineînțeles că intervine uh, experiența de viață. E extrem de important uh, pentru un artist ca experiența de viață să se vadă în, în ceea ce interpretează. Nu zic doar despre muzicieni sau despre actori, un artist în general. Și arta fiecăruia se maturizează exact ca un vin bun. Cu cât e mai trecută prin mai multe experiențe, cu atât și arta respectivă devine mai valoroasă sau devine mai uh, conștientă de ce se petrece în jurul ei și înăuntrul său. Cât e muzica din ziua ta de viață? Cam cât înseamnă. Deci scoatem în cele două ore de somn? Așa? Depinde. Dacă eu zi cu repetiții foarte multe, se adună și 12 ore. De repetiții? Câteodată, să zicem, sunt 10 ore de repetiții, câteodată ajungi să faci 12 ore, dar hai să zicem așa, eu calculez ca oră muzicală și studiul meu. Uh, nu există zi în care să nu studiez, pentru că exact ca la sport. Trebuie să mă întrețin, no, trebuie no, no. să-mi să întrețin toate simțurile care, uh, pe care le folosesc atunci când dirijez. Uh, nu doar auzul. Auzul este unul dintre simțurile necesare, dar um, trebuie tot timpul să realizez această. Um, mie mi îmi place să-i spun conversie tridimensională. Așa. Ai în față litera moartă, ai în față un text. Uh -huh. Să-i spunem limbaj muzical Tu trebuie să-l convertești în interiorul tău Trebuie să-l auzi în auzul interior Trebuie să-l convertești în așa fel Încât partitura care e scrisă Să aibă o imagine atât de clară în mintea ta Încât să poți să redai gestual Pentru că în fața orchestrei 95% din ceea ce face dirijorul De fapt e mimico-gestual La repetiții noi vorbim destul de mult Câteodată mult, prea mult Dar în primele câteva minute când te întâlnești cu orchestră, e bine să-i arăți toate intențiile tale muzicale și să, să observi ce se întâmplă. E, un joc de acțiune-reacțiune pentru a realiza acea sintonie, pentru a se realiza acea alchimie. E bine, dacă nu faci această conversie tridimensională extrem de temeinic, atunci e foarte dificil, pentru că gestul tău nu o să reflecte muzica scrisă în partitură. Și atunci, bineînțeles că ești sancționat muzical, nu verbal, de către cei din fața ta. A, aveți un cod? Uite, trebuie să ne explici. Aveți niște semne pe care voi le înțelegeți între voi? Păi, cum există limbajul scris? Muzica e o limbă, de fapt. Fiecare sunet, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, cum le denumim noi, de exemplu, în limba germană, ele sunt cu literele alfabetului. A, B, C, D, F, G și așa mai departe. Deci e o, e o limbă intrinsecă, iar acele mici module, acele note, acei mici atomi, când se unesc, formează cuvinte. Structurile, din ce în ce mai mari, formează fraze. Formează... Noi avem morfologie și sintaxă, exact ca orice limbă. Ei bine, când vorbesc de această conversie tridimensională, când convert, com, convertim în text, bin, textul în gest, bineînțeles că există uh, o serie de semne distinctive pe care fiecare muzician le înțelege. Există o, o serie de uh, coduri, să spunem, coduri gestuale. Uh -huh. Și ele, de fapt, dacă, dacă e să fim foarte. Sincer, se reduc la trei semne distincte, nimic mai mult. E, uh, noi spunem a la breve în 2, 1, 2, triunghiul, 1, 2, 3, valsul e un triunghi, și crucea, 1, 2, 3, 4. Restul sunt doar variațiuni și variabile ale acestor trei. Acum, ceea ce intervine în... Uh, din punct de vedere estetic, să-i spunem, este personalitatea dirijorului. Cum umple acele goluri din limbajul acesta gestual. Și asta e ceea ce transmite orchestrei. Dar, după cum ziceam mai devreme, eu sunt ferm convins că dacă partitura e bine încastrată, bine integrată, bine convertită în cap, atunci gestul tău o să redea fără doar și poate ceea ce reflectă muzica. Dar, după cum ziceam și mai devreme. Totul ține de acea valoare interpretativă. Uh, luceafărul de la 20 de ani versus 60 de ani sau de la Ești un actor la altul. Spectaculos, adică ai, ai mișcare scenică? Da, este o oarecare mișcare, mișcare scenică. Eu personal uh, detest e cam mulți. poți îmi displace uh, când dirijorul e prea gestual și prea demonstrativ. Eu cred foarte mult în eficiența muzicală, eu cred în transmiterea unor stări, pentru că, de fapt, rolul dirijorului nu e de a coordona și a dirija circulația pe scenă. Rolul dirijorului e acela de a transmite stări. E acela de a coordona interpretativ, nu doar de a pune împreună 100 de oameni cu 100 de personalități diferite și 100 de păreri diferite de foarte multe ori. Uh, și e echivalentul, să spunem, al unui antrenor de fotbal, că știu că... Asta că... era întrebarea mea, dar mi-ai o că voiam să-ți spun așa, antrenor echipă, regizor actori, dirijor orchestră. Care sunt asemănările și care sunt diferențele? Diferențele cred că se <laughs> înțeleg de la sine, dar asemănările sunt uh, Asemnările sunt foarte puternice pentru că, de fapt, dirijorul, când vine în fața unei orchestre, vine în fața unei echipe. Echipă mai bine sau mai puțin rodată, dar e totuși o echipă și trebuie într-un timp record să scoată un meci de fotbal. Ei bine, la, la noi e la fel ca și la ședința tehnică, să-i spunem. Dacă nu ești atent când dirijorul spune uh, e. Uh, numărul 10 trebuie să țină pe numărul 2, uh, numărul 7 să uh, aperezonal partea dreaptă și așa mai departe. La fel se întâmplă și în muzică. Atunci când se dau indicațiile în repetiție, nu o să capete forma finală piesa respectivă. Și atunci uh, am mai auzit lucrul ăsta, de exemplu E. Noi suntem. Uh, fac analogia direct pe fotbal. Așa, noi suntem echipă de meci. Noi suntem talentați da, și da, noi suntem da, echipă da. de meci. Nu ne antrenăm. E exact. Da. Și știm noi foarte bine. Noi, noi o să vedem uh, lucrurile în meci și ne descurcăm. Problema e că atunci când ești echipa de meci și nu te-ai antrenat, după 30 de minute posibil să faci o întorsă da. pentru, că da. te -ai încălzit, pe da, pentru că nu te-ai încălzit, trec lingile pe lângă tine, pentru că nu ai fost atent la ședința tactică da. și nu știi ce se întâmplă, și trec golurile da. pe lângă tine. Exact la fel e și în muzică, pentru că muzica se petrece atunci acolo. Este o artă um, care se pierde în momentul în care s-a da. încheiat. Aveți timp să vă mai faceți și bancuri, să mai faceți din ochi în timp ce faceți toate astea? Da. Da? Da, da dar da? acum depinde și de muzică, pentru că dacă e o muzică extrem de intensă o căstea, și ești în starea căstea. respectivă, e destul de dificil să, da? să ieși din ea. Pentru că eu o oară stă, care... Dă-mi un exemplu, stai că te trec și la stare intensă, dar dă-mi un exemplu, când știți că mai râdeți între voi, așa cum ne-a povestit Manole despre interacțiunea pe care avea singur în sală cu pă, pă, Radu Afrim. și că ne-a povestit da, când, da, da. când Manol e jucat doar pentru Afrim anumite, mm -hmm. anumite lucruri aici și ne le-a povestit că îl pusese Radu Afrim să facă niște chestii pe care nu le voia și atunci aveau ei un dialog da, 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 între da, da, ei da, doi în sală da. cu încă 800 de oameni care nu observau dialogul respectiv. Inside joke. Da, da, da aveau inside-uri, da. Ai da, e, asta, e da. plin, e da. plin. Mi-aduc aminte, într-un concert recent, lucrasem foarte mult la un moment pentru ca unul din percuționiști să scoată un anumit tip de sunet. Și tot reluasem, și tot explicasem, și nu mai găseam explicații. Și la un moment dat m-am dus și am discutat personal cu el și cum să, să atace acel sunet și cum să-l creeze ca să fie magic momentul respectiv. Și în concert i ieșit, în sfârșit. Și când i-a ieșit, i-am zâmbit și am făcut foarte subtil mm. semn că a fost în regulă. Și în sec fracțiunea de secundă următoare, el mi-a zâmbit, a dat din cap și a greșit. <laughs> <Ce> <laughs> se, se mai <laughs> întâmplă. Da, da, da. Noroc că era atât de încet încât cred că am mm. auzit trei persoane din orchestră. În public mm. nu s-au auzit. Mm. Dar se, se întâmplă, se întâmplă și astfel de. De ce? Pentru că trebuie și să încurajezi. Când se întâmplă ceva bun, trebuie să. Um, ai un feedback, Exact, spune, să da? transmiți orchestrii. Da, a fost bine, mergem înainte. Ai, ai, ai contact vizual cu ei, nu? Da, e fără contact vizual? Da? E imposibil, e imposibil. Da. de aceea prefer să nu mă uit la partitură pe cât posibil, de asta învăț foarte bine, ca să mă uit în ochii persoanelor. Și fără contact vizual, e imposibil de respirat. Respirație e un lucru vital în muzica. Da pe care o realizăm orice fel de muzică și în muzica rock. Respirația de la început e extrem de vitală ca să începem toți în același timp. Respirația, actul fizic la Da, da, real, da, da actul fizic de a respira. Inspir și inspiri și expiri, pentru că de fapt toate gesturile noastre se bazează pe ideea de gravitație. Toate gesturile noastre cad natural în jos. Și atunci noi trebuie să respirăm firesc și trebuie să respirăm natural. Ei bine, oamenii nu respiră, de fapt, natural. Noi respirăm în mod firesc doar atunci când dormim. De aceea, de exemplu, cântăreții o viață întreagă învață să respire, de fapt. Uh -huh. Pentru că acest cânt, acest canto clasic, să-i spunem, se bazează doar pe această senzație de respirat natural și pe această senzație de căscat. Pentru că atunci când caști, când ești obosit și dor, și uh, urmează să adormi sau chiar când dor, mai bine zis, atunci începe respirația să își capete naturalețea și firea scori. reflexele. Da, am fost și eu la medic la medicul de posturare și mi-a arătat că respir greșit. Așa. Că dar după nu, zis, nu știam asta? chestia asta. Da, și mi-a arătat uh, cum trebuie să procedez, deși eu, având exerciții pentru radio și televiziune, în care am lucrat respirație. Dar în timp uiți chestiunea asta și corpul tău învață niște chestii pe dos. Să nu spuneți că... Uh, uh, ajungeți la un dat să respirați împreună. Ba da. Da? ba da, despre asta e vorba. Foarte multe probleme, între ghilimele, da? de a pune orchestra împreună la 100 de oameni se rezolvă doar prin a respira împreună. Lucrezi la asta? În da? mod sau... inclusiv să respirăm împreună. Și de, spune, de multe ori, când trebuie... respirăm, nu, trebuie să-mi no, dar Nu neapărat, deja, deja da. muzicienii simt, deja ne uh -huh. simțim între noi când trebuie să respirăm, dar sunt momente în care trebuie să găsim un moment de respirație pentru suflător, de exemplu. Sau sunt momente în care respirația rezolvă probleme tehnice ale cordarilor, foarte, ale viorilor, ale violelor, ale violoncelelor. E un lucru greu de crezut, dar respirația rezolvă extrem de multe Probleme, inclusiv sonore. Pentru că o respirație naturală, o respirație firească, îți creează un anumit calm și îți creează un anumit tonus sonor pe care îl poți să reda mult mai ușor dacă reușești să controlezi această respirație. Și e un lucru extrem de important și extrem de dificil să ajungi la acel, să-i spunem, zen, să ajungi la acea liniște încât, pompat de adrenalină, să reușești să, să respiri natural și liniștit. Cum e primul contact cu o orchestră? E exact ca primul contact cu o persoană. În primele 30 de secunde știi dacă te place sau nu, dacă, dacă e reciproc sau nu. Se mai pot schimba lucrurile în timp, dar e A destul așa. de greu. Da, da. La o persoană e mai simplu să-ți dai seama dacă s-o sută. Există așa un sentiment comun, o undă. Orchestra hmm. e o entitate uh, unicat okay. și o entitate singulară, mai bine zis. Și chiar și diferențele dintre orchestre se simt unitar. poate e un lucru foarte foarte bizar, să spun că de fapt orchestra e oglinda societății din care face parte. Orchestra din Germania este exact ca societatea din Germania. Orchestra din Adică, cu toate bunele și relele unei societăți, simți așa? organizarea, metricitatea, pulsul ei a, tu, dacă ai recunoscut munca? care asculta o doar da. fără să o vezi, ce da. dat seama? Avești da, da, din Cehia? Îți dai din seama Franța, după sunet, da? îți dai seama după mai multe. Nu doar după, după sunet, îți dai seama după conduită de a cânta, îți dai seama după precizie sau lipsa preciziei, dar, dar de multe ori lipsa preciziei e compensată de mai multă pasiune. Ce alegi? Mai, mai, muzică mai pasională, dar imprecisă sau muzică mai dar, precisă, dar mai puțin în intensă? Că românii se ceartă între ei nu, și tu, în Tu dar, ce ai alege, asta? Gabriel? Hmm? Între Depinde două. de la compozitor la compozitor. Hmm. Depinde foarte mult ce am, ce am în fața mea, ce partitură am în fața mea. Uh, dar ca atare, fiecare orchestră e o entitate individuală și V-am schimbul acesta de energie se simte imediat. Este de fapt, un, un schimb, un dute vino energetic, mm. pentru că dacă uh, eu transmit energie orchestrei și nu primesc înapoi, eu o să fiu descărcat și nu mai am de unde să ofer. E un ciclu nesfârșit mm. pe mm. parcursul con, uh, concertului. De fapt, e un, un fel de ciclicitate a feedback-urilor. Ne transmitem unii altora mesaje mm. mai mult sau mai puțin subliminale, mai mult sau mai puțin sonore, okay. mai mult sau mai puțin gestuale. Și în funcție de acele mesaje începem să construim mai departe și ajungem câteodată la, la un nivel Absolutamente inefabil în care nu poți să mai, să mai spui nimic după un concert Câteodată s-ar putea să nu se lege lucrurile S-ar putea să fim pe planete total diferite din punct de vedere interpretativ ce s-a întâmplat să nu te placă unii? Bineînțeles de de la început? Simp și cum procedezi? Uf, depinde, depinde <fie> de la caz ceși. la caz um, S-a întâmplat și să nu, să nu ne placem reciproc în primele 5 minute. Prima repetiție să decurgă foarte greu, și a doua zi ceva să se schimbe, și să sfârșim printr-un concert absolutamente minunat, și după aceea să se lege o, cum e ultima replică din Casa Blanca, începutul unei mm, frumoase prietenii. Da, da. Și după aceea să revin an de an la câte orchestră. Dar se, se, se întâmplă, sunt lucruri care nu pot fi controlate și nu e vina nim nimănui. E doar o problemă de compatibilitate. Am văzut dirijori foarte mari, cu orchestre foarte mari, care pur și simplu nu se regăseau. Mm? Se întâmplă. Ei te pot corecta? Dacă greșesc, da, bineînțeles, dar ar fi bine să nu, de deci aceea mă pregătesc foarte bine. <laughs> și cum, cum se întâmplă? eu ridic, e un șef acolo, nu trebuie să fiu? A, e un concert maestru, întotdeauna Așa? în stânga mea, Așa. concert care e liderul orchestrei. Dar e mult mai colegial totul mm. și dacă se întâmplă o greșeală e mult mai colegială. Nu începem să ne ciocnim peste, peste baghetă sau peste pupitru da, să spunem da, sau, cu se șurc, Să șurc. ai greșit acolo. de șurc. marcaj. 2-1 exact. pentru orchestră. Da, 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 Te-am prins. Da. Da, da. Nu, 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 e foarte colegial și de fapt repetițiile. Procesul de repetiții e un proces foarte interesant pe care um, îmi place să cred că și un public neavizat l-ar interesa. Pentru că e un proces, un, un schimb de idei. E un perpetu -un schimb de idei, mm -hmm. e un perpetu... Um, e o perpetuă mișcare nu doar din punct de vedere sonor și nu doar mm -hmm. din punct de vedere gestual, cum am zis mai devreme, e o mișcare a planurilor și e un, un fel de joc de give and take. La un moment dat ofer eu mai mult orchestrei și orchestra mi oferă înapoi, las eu puțin pedala și după ce încep să creez de la ceea ce mm -hmm. îmi oferă orchestra. Uh, ne un episodul de la Kiev. Te rog, există un episod la Kiev în care te-a surprins liniștea din sală la, la, un moment dat, erai imersat în muzică, în ce făceai? Și uh, ai, avut, ai avut o constatare aparte când s-a terminat ce aveai de făcut acolo. Da, am, am două episoade care m-au schimbat: în legătură cu Ucraina. Ambele care, din păcate, au legătură și cu războiul. În 2015, după ce a început, de fapt, războiul după ce a început a fost Crimea, anexată Crimeea și au început lucrurile din Donbass, împreună cu un coleg, directorul Orchestrii Naționale de Tineretă a Moldovei, ne-am gândit, hai să facem ceva, ce putem să facem noi ca muzicieni, e să transmitem mesaje. Și atunci, în Moldova, unde în vremea aceea țineam vară de vară un masterclass de orchestră, am adus muzicieni ucraineni, tineri, ucraineni, ruși, belaruși, din toată Uniunea Europeană, și am făcut un proiect de pace. Ne-am dus la Kiev și am interpretat o sinfonie pe care am ales-o special. Deci era la un an după Crimea. Crimea. Mm -hmm. Și am ales sinfonia întâi de Mahler, supranumită Titanul. De ce? Pentru că ultima parte, care începe extraordinar de violent și se încheie triumfal, parcă am fi într-un într paradis sonor, avea un titlu original, original extrem de interesant pentru mine în contextul respectiv. Se numea Dal Inferno al Paradiso. Și eu m-am gândit că din iadul războiului trebuie să ieșim într-un paradis al păcii. Și am încercat să transmită mesajul respectiv. Repet, în 2015 eram împreună cu muzicieni ucraineni, moldoveni, ruși. Ucrainenii cu rușii cântau la același pupitru. Nu era nicio problemă în momentul respectiv. Și am realizat această sinfonie de, de Gustav Mahler la Kiev, în sala filarmonicii de acolo. Am fost dat peste cap de faptul că era atât de liniște în sală, nu mișca nimic. Nu, în inițial nu mi-am dat seama, am crezut că e un public extrem de educat, de cultivat și de atent. <gri> pentru că asta se întâmplă să fie liniște. Dar la aplauze, când m-am întors, mi s-au înmuiat genunchii pentru că îmi dădeau seama că majoritatea lumii se ștergea de lacrimi. A fost un moment absolut uh, înălțător, faptul că prin muzica pe care noi am realizat-o am putut să dăm bucurie unor oameni care nici nu știau ce va urma peste câțiva ani. Uh, următorul uh, moment care m-a schimbat a fost anul trecut când, uh, în Festivalul Muzica Recercată din Sibiu, am făcut Sinfonia Noua de Beethoven și am adus corul din Ucraina, din Vinița. Care se bombardat. Exact. Mm? Oamenii aceia repetau Sinfonia nouă de Beethoven pentru concertul nostru uh, chiar în timpul unui bombardament. În timp ce Vinița a fost uh, uh, atacată cu câteva rachete, ei repetau sinfonia de Beethoven, paradoxul este că această sinfonie este despre pace. A, eu Versurile de supreme ale lui Schiller, Schiller pe care la Beethoven la. le folosește sunt Îmbrățișați-vă milioane și um, toți oamenii vor deveni frați. De fapt, de aceea uh, alesesem această sinfonie. La fel, am refăcut cumva proiectul acela din 2015. Am adus muzicieni ucraineni, nu am mai adus muzicieni ruși. E... Cred că se subînțelege mm. de ce Dar muzicieni ucraineni Care deja mulți erau refugiați în Europa I-am adus la Sibiu um, Am adus acest cor de la filarmonică Din uh, Vinița Și ei mi-au povestit când în timpul repetițiilor Clădirea de lângă filarmonică A fost rasă de pe fața pământului Absolut cu tremurător În timpul concertului îi vedeam când în, în culminația aceea cu toți oamenii vor deveni frați cântau și plângeau cei din Ucraina i-am unit împreună cu corul filarmonicii din Chișinău și am adus toată acea zonă um, geografică pentru a da un mesaj de pace și de fapt am mai făcut un lucru subliminal să zicem um, locul în care am amplasat scena în piața mare a fost exact locul în care a fost fotografia de grup de la finalul. Ultimului summit în persoană al Uniunii Europene, care a avut loc înainte de pandemie, la Sibiu. Exact în locul în care a fost fotografia finală, noi am amplasat scena. Era clar un mesaj uh, pentru Ucraina, de susținere și de uh, a transmite ideea că Ucraina trebuie să facă parte din Europa și din Uniunea Europeană. Și, de fapt, de ce această sinfonie a noua de Beethoven a fost alesă, aleasă ca uh, imn al Uniunii Europene? Tocmai pentru că transmite acest mesaj de. Unitate, de uh, frățietate, de pace. Noi cu Gabriel Bebeșelea, dirijorul Gabriel Bebeșelea, suntem pentru cine ne ascultă pe Spotify și a căzut așa în fascinație. Trebuie să vă mai spunem Na. din când în când ce facem aici. Mm -hmm. um, hai să vorbim despre Enescu. Tu ești, de fapt, uh, un descoperitor de uh, multe opere uitate, multe. Uh, nu opere în nu genul muzical, ci materiale uitate, materiale foarte importante uitate. Și, și la Enescu ai descoperiri de genul ăsta și nu numai. Și poate ar merita să ne povestești despre asta. În primul rând aș vrea să spun că fără aportul unei persoane care a însemnat enorm pentru mine, n-aș fi ajuns la aceste capodopere de Enescu. E vorba de maestrul Cornel Țăranu, pe care l-am pierdut dintre noi în urmă cu puțin mai mult de două săptămâni fără inspirația dumnealui, care a fost cel mai important nescolog din ultima perioadă și a fost cel mai important cercetător, el și Pascal Bentoiu au fost cei care au finalizat lucrările lui Enescu, pe care Enescu nu le-a finalizat în timpul vieții. Așadar, fără aportul maestrului Cornel Țăranu, nu aș fi ajuns la anumite lucrări. O să vă spun doar câteva povești care pentru mine au fost absolutamente fascinante. Există o piesă pe care am înregistrat-o la Berlin, se numește Pastoral Fontezii. E o piesă compusă de Enescu în 1899. Noi știm foarte bine poema română, care e de fapt opus 1, al lui George Enescu, dar, de fapt, Enescu compusese câteva zeci de opusuri înainte de această piesă. Și ce e absolut fascinant e faptul că Enescu a, scris, a început opus 1, poema română, la 15 ani. Noi, până la 15 ani, avem o serie întreagă de capodopere enescene care sunt realmente necunoscute. A a, până la 15 ani a compus patru sinfonii, trei oratorii complete, a început un concert de vioară din care a scris două părți, un, o parte dintr-un concert de pian. E, e o, o creație absolutamente remarcabilă pe care din păcate noi nu o arătăm public și nu am o explicație foarte coerentă și foarte puternică pentru lucrul acesta. Ei bine, la un moment dat mă uitam în, în catalogul de compoziții al lui Ionescu și la Rubrica și altele, am văzut această Pastoral Fantasy. Um, nimeni nu știa exact ce e cu această piesă. Am căutat în tot felul de arhive, ea nu, nu se mai cântase din 1899. S-a cântat odată, la premieră, pe 19 februarie 1899, la Paris, fiind atunci nimic. Um, piesa n-a fost pierdută, ci a fost neglijată, totalmente neglijată. Am, uh, am găsit manuscrisul. De fapt, mai întâi am primit o copie de la maestru Cornel Țăranu și în arhiva dumnealui erau foarte multe copii de manuscrise de George Enescu, după aceea am mers mai departe cu cercetarea și manuscrisul se află în Muzeul George Enescu. Am transcris manuscrisul, am interpretat acea piesă uh, pentru prima dată și... În momentul de față e una din cele mai cântate piese de Enescu. Uh, eu am cântat-o din Singapore, în uh, Toronto, în uh, la Berlin odată, am și înregistrat-o la Berlin, la Muzic Fara în sala în care se fac concertele de anul nou, am interpretat-o de două ori, a fost atât de cerută încât după câțiva ani am mai programat-o dată. Dar care e povestea, de fapt, pentru care Enescu a ținut să o lase la sertar și să nu o publice și n-a fost atât de sigur? După poema română, dirijorul care a realizat premiera poemei române a zis: A fost atât de răsunător succesul, trebuie neapărat să-mi scriu o piesă pentru sezonul următor, pentru stagiunea următoare. Um, dar i-a dat niște jaloane Între care să scrie această piesă Și a spus am nevoie de o lucrare în deschidere Să dureze mai mult de 10 minute Și să fie total opusă față de această poemă română Pentru care, paranteză, primise 44 de recenzii Ceva mai întâlnit în Parisul zilelor respective Și uh, piesa fusese în același sezon Reprogramată de două ori Un lucru total uh, nefăcut până atunci uh, Scrie această pastoral fantezii, se cântă la Paris, Enescu, în memorile, de fapt în amintirile lui, în interviurile realizate de Bernard Gavotis, spune Pastoral fontezii care n-a avut mare succes. Eu, în Biblioteca Națională de France, am găsit opt recenzii absolut elogioase la adresa acestei pastoral fontezii și am început să caut de ce Enescu a crezut că nu a avut succes. Și am descoperit un motiv pe care îl consider destul de puternic. N-a fost foarte multă lume la premieră. Dar de ce n-a fost foarte multă lume la premieră? Pentru că cu două zile înainte, pe 16 februarie, decedase președintele Franței, Felix Ford. Ford. Și nu doar că decedase președintele Franței și toate teatrele de operă și-au anulat concertele, orchestrele simfonice nu. Lumea nu s-a mai dus la concert, nu a mai fost interesată de cultură, dar... De, de ce nu s-a mai interesat nimeni? De ce se întâmplă și în afacerea Dreyfus? Atunci? Era în timpul afacerii Dreyfus. Așa, exact în timpul afacerii Dreyfus, când cu două săptămâni înainte să moară for, a spus că, de fapt, justiția trebuie să intervină împotriva mm. lui Dreyfus. Mm. Și bineînțeles că toată intelectualitatea franceză, care era de partea lui Dreyfus, mm. cu Emil Zola în frunte, au început cu tunurile pe acest for. Dar, de fapt, motivul pentru care nimeni nu s-a mai interesat și toată lumea citea doar presa și n-a mai ieșit în din casă. casă. E că acest Felix Ford a murit într-un um, într incident, să-i spunem tabloid. Uh, M-aș opri să spun că nu era soția lui. Da, 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 m-am gândit da. că Și Clemenceau, celebru redactorul mm -hmm. al lor pe atunci, da. cel care a urmat să devină premierul mm -hmm. Franței, a scris un articol care se numea Madame la pomp funèbre. Mă opresc <laughs> aici. <laughs> Un articol, de fapt, un, un editorial la începutul lor, ori, cel mai cea mai importantă uh -huh. Uh -huh. Um, revistă de cultură din perioada respectivă. E bine, nevenind lumea la premieră, Enescu, care avea 17 ani, aproape 18 ani, a zis ai o piesă care nu are valoare. Trebuie să o mai lucrez, poate o las la Sertar. Uh, nimeni nu s-a mai ocupat de ea. După ce am interpretat-o, pur și simplu orchestrele au cerut-o. Uh, de exemplu. Acum, în următorul festival Enesco, va interpreta Orchestra Națională a Ungariei, cu Charles um, Recent a interpretat o Orchestra regală din Amsterdam, cu, um, uh, cu un dirijor britanic. Și piesa capătă o viață ei, uh, ceea ce nu poate decât să mă bucure. Um, din păcate, muzicologia românească se împarte în două categorii. E o categorie foarte radical, um, să-i spunem, Um, radicale din punct de vedere al um, corectitudinii. Dar ce înseamnă corectitudine atâta vreme cât vorbim despre un compozitor decedat? Uh, o parte din muzico muzicologie spune că dacă Enescu nu a dat un număr de opus lucrărilor respective, ele nu trebuie cântate. Doar că noi cântăm concertul în re minor de Felix Mendelssohn-Barthol din concert scris la 12 ani, care a fost descoperit de principalul discipol al lui Enescu, de Yehudi Menuhin. Se cântă acest concert foarte mult. Cântăm compoziții de Mozart care nu erau numerotate și care erau scrise la 7-8 șapte, șapte, ani și erau de un păril exacerbat dar nu cântăm piese ale lui Enescu care sunt valoroase și care s-au cântat. Aș da un singur exemplu. Sinfonia a doua uh, al lui Enescu s-a cântat o singură dată în 1915 cu Enescu la pupitru. N-a fost o, o, un succes foarte mare. E o, o sinfonie de o dificultate ieșită din comun. E o sinfonie foarte strâns legată de război. Se simte patina primului război mondial și uh, orchestra a fost Totalmente depășită de dificultatea acestei sinfonii la prima audiție din 1915. Ei bine, Enescu a zis: Trebuie să mai lucrez sinfonia, o las la sertar, o să mă apuc de ea. Și acum vine o poveste și mai interesantă, care e strâns legată de Tezaurul României. Vine momentul 1916, Familia Regală decide să trimită Tezaurul la Moscova, deja știm povestea, dar nu doar uh, statul și-a trimis avutul cel mai important la Moscova, ci și cei din suita regală, cei care erau apropiați de familia regală. Enescu a trimis două cufere de manuscrise și s-au pierdut foarte multe lucrări ale lui Enescu la Moscova. Această sinfonie a doua, repet, a fost interpretată în 1915, a fost trimisă la Moscova în acel contingent cu tezaurul, n-a mai fost recuperată. Enescu, în 1948, când a părăsit România, s-a dus mai întâi la Moscova. Foarte mulți au spus, a, sigur e ceva, Enescu are o înțelegere cu rușii. Nimic mai greșit. Enescu, de fapt, s-a dus să-și recupereze manuscrisele pierdute în 1916, pentru că știa că nu o să se mai întoarcă în România. Și a reușit foarte puține să le recupereze. Uh, dar sinfonia a doua a primit-o prin intervenția unui dirijor uh, german care fusese mutat în Statele Unite, Bruno Walter, primește Enescu sinfonia a doua în 1952, cu trei ani înainte să moară, și Enescu spune, uitându-se pe propria lui partitură, ai o sinfonie care e foarte departe de Afigata. E un citat exact. Ei bine, această sinfonie este extrem de cântată. Și atunci eu nu am explicația pentru mm. dublu standard, de ce sinfonia a doua despre care Enescu cu trei ani înainte de moarte a spus e o sinfonie care e departe de a afigata, e interpretată, dar alte lucrări care au fost interpretate și care sunt de certă valoare nu sunt. Și aș, aș spune doar eu fac parte din cealaltă categorie care e de părere că noi trebuie să interpretăm tot pentru a cunoaște personalitatea lui, lui Enescu și istoria o să decidă. Publicul o să decidă în timp ce rămâne, ce nu rămâne. Dar noi cred că avem datoria aceasta. Aș mai da un, un, un exemplu cu o poveste remarcabilă, tot în 1916 ce ne aflăm. Uh, Enescu scrie Oratorul Strigoi. De fapt, Enescu a compus doar două lucrări pe text românesc. Acești Strigoi, pe Eminescu, și în Sinfonia V folosește mai am un singur dor, tot de Eminescu. Restul e doar în limba franceză, în limba germană. În timpul războiului scrie acest oratoriu extrem de, de încărcat, foarte puternic, o muzică extrem de uh, închisă, de neagră și de, de tragică, cum e și de fapt subiectul strigoilor, acest manuscris la fel. De fapt, schițele complete, n a apucat să finalizeze lucrarea, schițele complete s-au pierdut în aceeași negură, uh, au fost recuperate printr-un concurs de împrejurări și manuscrisul, este și acum, de fapt, schițele complete sunt și acum în Biblioteca Academiei Române. Prin intermediul Academiei Române, maestrul Cornel Țăranu, despre care aminteam mai devreme, a fost cel care a pus tot puzzle-ul cap la cap. I-a luat mai bine de trei decenii să descopere exact ce piesă din acea bucățică trebuie combinată și asamblată, mm -hmm. iar maestrul Sabin Păuța a orchestrat-o. Și în 2017 ne-am trezit că avem un oratoriu nou de George Enescu, pe care la fel l-am înregistrat la Berlin și prima audiție absolută am făcut-o la Berlin, nu în România. Din nou un, un succes absolut remarcabil. Și ce e mm. foarte interesant în acest oratoriu e că, de fapt, Ceea ce realizează Enescu acolo e ceea ce ne lipsea, e veriga lipsă din creația sa între perioada de tinerețe și opera lui cea mai mare, Oedip. De fapt, singura lui operă, dar e opusul său cel mai puternic. Tot în 1916 se mai petrece un eveniment foarte interesant, moare Regina Elisabeta. Și ea a fost protectoarea lui George Enescu. Poema română e de fapt dedicată ei. Poema română se încheie cu imnul regal. Și ea a fost a doua mamă, așa-și numea Enescu, a doua lui mamă. Um, Regina Elisabeta, care a fost un personaj extraordinar de, de interesant, a studiat pian pianul cu Clara Schumann. Um, știu că ai fost la concertul la, concert, la care da, exact concert, right, concertul da, de da? pian de Clara Schumann. Compus uh, la cât 16-17 exact, ani, ceva de genul. ăsta, dacă m-au uimit când l-am ascultat. nu știam că. Na. Din păcate se gândă foarte rar, dar e o lucrare absolut superbă. Elizabeth von Vid, care urma să devină regina României, a fost atât de angrenată în lumea muzicală germană, încât, repet, a ajuns la cea mai importantă profesoară de pian. De fapt, cea mai importantă profesoară de pian a fost profesoara ei, această Clara Schumann. Și ca să ne dăm seama cât de importantă a fost Clara Schumann pentru regina Elisabeta, primul capitol din autobiografia reginei, este dedicat Clarie Schumann, este despre întâlnirea cu Clara Schumann. Ei bine, având studiile acestea pianistice extrem de solide, cânta foarte des cu George Enescu, la acompania pe Enescu foarte des. Și dacă căutăm pe Google Regina Elisabeta George Enescu la fotografii, descoperim o fotografie celebră cu Regina la pian, George Enescu la vioară și mai e uh, Dimitrie Dinicu, un violoncelist, interpretând o lucrare. Uh, ne din, din, din relatările vremii știm că ei au interpretat un anumit trio de Schubert. De ce e foarte importantă această lucrare care e interpretată atunci când s-a făcut fotografia e pentru că era lucrarea pe care Clara Schumann i-a prezentat-o regina Elisabeta și regina Elisabeta s-a îndrăgostit de ea și a spus lui George Enescu când o să mor vreau ca la funeraliile mele să se cânte partea a doua partea lentă din această din acest trio. Și um, Bineînțeles că Enescu era pregătit să interpreteze acest trio fără regină, din păcate. Ea decedează și Enescu printr-un concurs de împrejurări, din păcate, are o reion. Este izolat în hotelul Metropol și nu are voie să iasă din cameră. Află de moartea reginei cum poate să organizeze interpretarea, interpretarea acelui trio. Și îi vine o idee absolut genială, pe care doar lui Enescu putea să-i vină, să-l orchestreze de la trei persoane, să-l expandeze pentru 80. Dar era o luptă contra cronometru, pentru că lucrarea trebuia interpretată imediat a doua zi. Și un discipul al lui Enescu stătea la ușa camerei sale de hotel, în timp ce Enescu orchestra uh, piesa, deci practic de la trei persoane scria pentru 80 de oameni, cum încheia câte o pagină pe sub ușă strecura a foaia respectivă, iar discipulul lui Enescu, Marcel Mihailovici, a întins pe tot holul hotelului Metropol partiturile pentru toată orchestra și trecea cu fervoare în fiecare știmă diferită, în fiecare partitură, exact ceea ce trebuia să treacă fiecare instrumentist. Toată noaptea a durat această muncă, dimineața la nouă jumătate, violoncelistul din fotografie, din Nicu, primește partitura, o dirijează el la funeralele reginei Elisabeta și astfel Enescu participă activ la interpretarea acestui trio. Poate Cineva e, e curios când s-a interpretat această lucrare, după 1916. Nu putem răspunde. Na, da. 2022. Ah. Lucrarea a fost totalmente uitată. Și um, când am ajuns... ceva, nu? 106. Da? Când am ajuns la secțiunea de manuscrise a Academiei Române, doar ca să văd anumite manuscrise ale lui Georgenescu, împreună cu istoricul religiilor Eugen Ciurtin, un mm. avid pasionat de Enescu, în 5 minute am găsit acel manuscris. Era sub ochii tuturor. Era în Academia Română. Nu s-a cântat din 1916 până în 2022, când la fel am transcris partitura și am realizat-o alături de filarmonica George Enescu, în Ateneu, unde s-a cântat prima dată. Și practic cu urmașii acelei orchestre care a interpretat-o în 1916 la funeralile reginei Elisabeta. Așadar, eu nu zic că sunt un descoperitor, eu zic doar că sunt o persoană curioasă care... Asta am vrut să zic că ești scoditor, că te duci și cauți peste tot. Cel mai mult am căutat un lucru de care noi am discutat Așa. la un moment dat de uh, care iarăși e strâns legat de orașul meu. Da. Uh, am găsit o lucrare absolutamente fascinantă se numește la Foresta de Armanstadt, Pădurea Sibiului. Uh -huh. Și e de fapt o operă pe care unul din mentorii lui Gioachino Rossini, unul din cei mai mari compozitori de operă, uh. uh, ai tuturor vremurilor, eh uh, Fioravanti, Valentino Fioravanti. Uh, Valentino Fioravanti a compus -o Așa. O da, 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 în da. 1812 Așa. la Napoli, o operă despre Sibiu, a acțiune <laughs> se petrece în Sibiu și care se numește Pădurea Sibiului, la Foresta de Armanstadt. Uh -huh. mi a luat Aproximativ un an să descoper manuscrisul, și încă trei ani și ceva ca să-l transcriu și să realizez o ediție. Că ți-a luat un an să-l descoperi pentru că știai de el și l-ai căutat, sau cum? Aici e povestea da. foarte haioasă. Un amic Haide. îmi spune la un moment dat: Ce norocos sunteți voi, Sibieni! Am auzit că s-ar putea să există o opera care acțiune se petrece în Sibiu. Și am zis: A, mm -hmm. interesant. Uh, cum se numește compozitorul? Nu știu. Opera? Nu știu. Țara? Habar n -am. Epoca? Nimic. Și de la asta am pornit. Că s-ar putea să există o opera care acțiune să petrece la Sibiu. Și m-am gândit în felul următor. Am luat-o empiric. Opera s-a inventat în Italia. Am început cu teatrele italiene, care sunt doar 400. Da. Și Sim, am simplu. început să citesc anuarele fiecărui teatru. Și în fiecare zi citeam doar titluri de opere. De cite, câte din... câte ore are ziua Nu cred. Stai, 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 deci, stai, stai, stai Deci cum ai luat? Ai citit anuarele, anu, anuarele teatrelor italiene. Din ce ani? de început cu, începând cu secolul 17, debutul secolului 17. Ok. Și, și mi-a luat o... 8 luni să ajung la <laughs> un moment dat la a, Napoli, Teatro Novo, la Foresta de Armanstadt. După 8 luni am găsit titlul. Ok. Și după aceea m-am dus și am găsit manuscrisul. De fapt, ce a fost și mai trist a fost că m-am dus la Arhiva de Stat, unde nu era, și eram pe treptele arhivelor și îmi venea să plâng de, de frustrare că nu am găsit manuscrisul și am crezut că e pierdut. Și asta e, s-a încheiat cu singura operă a, a care acțiune se petrece la Sibiu și mi-am amintit că mai există o arhivă în Napoli a conservatorului. Și era la conservator. Iar tomul nu mai fusese scos de 200 de ani. Ce cum arată tomul ăla de 200 de ani? Cum e în moment? E un caiet cam așa. așa. mare în două volume, cu foarte multe file, trebuie să ai mânuși ca să poți să-l deschizi, mm. pentru că altfel n-ai voie să pui mâna. Și Dar nu e friabil la ora asta? Nu, no. pentru că după aceea a fost scanat. Și ah, ok. Și s-a lucrat de, pe, de, pe de, scanare. De, de, încerc să-mi închipui scena asta, deci te duci la Arhiva Conservatorului și le spui... Vreau să caut o operă de Valentino Fioravanti. Sigur că da. Cum se numește? La Foresta de Armansstedt. Sigur, o avem. A durat Dar, foarte puțin. Da, adică Exact ca au... în cazul da. acelei piese orchestrate de Ionescu pentru Regina Elisabeta. Trei minute, patru minute a durat tot. M-am uitat în catalog. Ne meritai după o luni de căutat da. în anuare, meritai. Dar... Nu pot să descriu sentimentul când am dat de la forestă de și Recunosc că la un moment dat citeam în virtutea inerției. Eram în avioane, în hotele înainte să dorm, tot citeam anuare. Și în virtutea inerției l-am dat, am zis bine. Pur și simplu, o să fac asta și nu mă las până n ajung în secolul 20. Și la un moment dat am ajuns și am, și am găsit opera respectivă. Iar în Festivalul George Enescu o să interpretăm în premieră modernă toate ariile și duetele din această operă. Pentru prima dată, după 200 și de ani, se vor auzi. Iar mi-a luat întrebarea, că asta vreau să întreb, ce faci la muzica ricercată, ediția asta, unde venim și noi, că ne-ai invitat, și ce faci la Enescu? În primul rând, mulțumesc foarte mult că veniți în... bucuria noastră. Micul nostru festival care... Care nu e mic. Am văzut și arfișul. <laughs> Care își dorește nu doar să omageze pe ligeti, ci mm. să unească publicul, de fapt. Da. Și Noi să spunem îi... că se cheamă ligestezii. Exact. Da? Am inv de, la fiecare ediție inventez câte mm -hmm. un cuvânt nou. Um, la, acum doi ani, de exemplu, am inventat un joc de cuvinte, de cuvinte, pornind de la Haydn, și am spus Haydn, Haydn în Transilvania. Despre cum s-a ascuns Iosef mm -hmm. Haydn în Transilvania. Mm -hmm. mm -hmm. um, Anul ăsta i-am spus ligestezie pentru că am unit numele lui Ligeti, am contopit numele lui cu sinestezia. E o abilitate pe care Ligeti o deținea și anume vedea culori în timp ce auzea sunete. Și toată ediția aceasta este despre culoare și sunet împreună. Tocmai de aceea motoul festivalului de anul ăsta este privește sunetul, ascultă culoarea. Uhum. Uhum. De fapt, e o pregătire a publicului pentru tipul de concerte care vor urma și pentru tipul de discuții care o să premeargă toate aceste concerte. Și e vorba despre șapte zile de festival, pentru că sunt șapte culoare ale curcubeului. Fiecare zi va fi iluminată în Așa. culorile respective. Da, 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 da. Și în fiecare zi, la 19.23, o să interpretăm o piesă a lui Ligeti pe care, pe care a compus-o în 1962, care se numește Poem Simfonic pentru 100 de Metronoame. Și sunt 100 de metronoame la indicații de tempo diferite care ticăie. E de fapt un ex experiment asupra trecerii timpului. Uh, și deci am pus la 19, 19 23 trecute fix ca simbol pentru 1923, anul nașterii lui uh -huh. Gheorghe Ligeti și sunt 100 de metronoame, unul pentru fiecare an. Uh, toate Lucrările pe care le interpretăm în acest an sunt strâns conectate între ele. Pornesc de la Ligeti, Ligeti ca să spun drept, e mai degrabă pretextul de a aduce la oaltă oameni din arii diferite ale culturii, oameni din. nu doar muzicieni. Pentru că i-am spus muzica ricercată și pentru că. Partea de ricerca, de cercetare, mm -hmm. cântărește foarte mult. Fiecare ediție se naște dintr-o cercetare foarte asiduă, din arhive, din biblioteci, așa mai departe. De exemplu, acum, în ediția, ediția aceasta, interpretăm lucrări care sunt în prima audiție unele, cu manuscrise din, care se găsesc în Arhiva Națională a Austriei, în Arhiva Universității din Freiburg, de exemplu, în Arhiva Na Națională a Austriei, e un quartet compus de un compozitor sibian care a ajuns la un dat profesor de compoziție la Berlin. Și în Arhiva Națională a Austriei se găsește acest quartet care nu s-a mai cântat. La Freiburg se găsește un uh, quintet de suflători al unui uh, uh, personaj extrem de interesant, despre care se știa că e doar scriitor, critic literar și poet, Wolf von Eichelburg, un membru al Cercului Literar de la Sibiu, dar el era și un compozitor un personaj extraordinar de fascinant și de interesant. El a venit cu familia lui din Austria. El este, de fapt, austriac. Tatăl lui fusese amiralul marinei austriece în Croația. Când s-a dezintegrat Imperiul Austro-Ungar, a fost chemat de regele Ferdinand în România să devină amiralul marinei române. Familia s-a mutat la Galați, familie de austrieci. După doi ani, tatăl s-a pensionat și au venit la Sibiu unde fiul Wolf, care înseamnă lup, a crescut, a studiat și a fost student în perioada în care Lucian Blaga a venit cu clasa de filozofie de la Cluj și a predat la Sibiu. Și atunci s-a născut cercul literar de la Sibiu cu Radu Stanca, cu Ion Negoițescu și Wolf von Eichelburg a fost unul din membrii ai acestui mm. cer. Și o să interpretăm în prima audiție absolută un quintet de suflători despre care nici nu se știa că există. Cum sună? Te tristezi. Știi cum sună acum? Bineînțeles. Da? E o lucrare extrem de uh, convențională, să spunem. Folosește no notație convențională, dar e inspirată de compozitorii din generația dinainte. Uh, este un fel de tonal-funcționalism de secol 20. E un limbaj uh, convențional-modernist, să spunem. Un, un, un fel de treaptă între. Limbajul de secol 20 de început Și avangardism. Dă-ne da. Dă două note, așa că știu că Fiind un convidat de suplător Mi-e foarte greu să dau da. doar două note o... Sunt cu, <laughs> curios de asta este. Nu pot să spun că are o linie melodică da? efectivă okay. Ci mai mult e vorba de un spectralism acordic Sunt acorduri care, care se succed mm -hmm. într-un anumit fel okay. Mai mult transmite stări decât melodii Am înțeles. Okay. Îți, uh, îți vine lumea la repetiții? Uh, sau te-ar deranja dacă ți-ar veni? Nu, nu m-ar deranja Sunt oameni care vin la De repetiții știu, Care da. urmăresc cu partitura ah, Sunt oameni care ah, în concerte vin și urmăresc pedanți. cu partitura Aulă, da? Da, da, da. sunt monitorii el, da. Cred că sunt cenzorii, nu știu. Da. De obicei vin studenți la repetiții mm. și okay. de fiecare dată când vin, discut cu ei la pauze, îi întreb ce putem îmbunătăți, ce putem să facem ca să sune și mai bine de atât și așa mai departe. Adică încerc cumva să, ca și persoanele care vin la, la repetiții, să, să fie active mm -hmm. în timp ce se mm -hmm. cântă pe scenă. Ai avut parte și de. sau ai cunoscut și dirijori dictatoriali? Sau da, Nu, Bineînțeles, generația de dinainte. Așa luat, a fost în proporții de 99,9%. De asta au și luat. au apărut bancurile cu dirijori. <laughs> <laughs> Pentru că era o generație extrem de uh, viguroasă și nu, nu acceptau alte opinii. Acum. Eu înțeleg de ce, pentru că generația de dinainte, de fapt, generațiile de dinainte au fost generații formatoare, care au format sunetul orchestrelor. În momentul de față, orchestrele au ajuns la un nivel tehnic și expresiv atât de înalt, încât nu mai au nevoie de dirijorii formatori, au nevoie de dirijorii inspirativi. Au nevoie de, de dirijorii care, care transmit povestea. Toate poveștile pe care le-am spus acum, care se află în spatele pieselor, de fapt, sunt folositoare și pentru muzicieni, pentru că sunetul se setează pe povestea respectivă. Și ca să creezi un să spunem sanctuar de liniște pentru publicul care vine uh, pentru două ore în sala de concert și ca și uită de problemele cotidiene trebuie tocmai ca aceste povești po, să fie încastrate în sunetul nostru și mm. să credem în ele, să fim convinși de, de, de arta pe care o facem și abia atunci consider că ne-am ne atins misiunea când ascultătorul, când publicul uită de problemele cu care a sosit la ușa sălii de concerte tu cu, stai cu spatele, dirigezi, ești cu fața la orchestră, cu spatele la public, simți publicul? Da, întotdeauna. Și Se de bine și publicul. de rău? Ambele, da? ambele. Uh -huh. uh, cel mai... De la început sau Acum depinde și de public, la fel cum orchestra e oglinda societății din care face parte, mm -hmm. și publicul e oglinda Așa. societății din care face parte. Și se, 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 mm -hmm. se simt diferențele destul de puternice între un public din țară și un public din alta. Dar vreau să menționez neapărat că sălile mai noi de concerte, nu neapărat toate, au public și în spatele orchestrei. Așa, și doar. e o sală, de exemplu, care a fost construită în același timp cu Ateneul Român, tot în 1888, uh, Conserheba Amsterdam, una dintre cele mai cunoscute sale de concerte din lume, care are o acustică absolutamente perfectă. Uh, are publicul și în spatele uh, orchestrei, și atunci, cumva, publicul este. este uh, face parte din, din, uh, da. din muzica respectivă. Dar. Poate ceea ce nu-și dă seama orice spectator e că noi la repetiții, când montăm sunetul, când facem balansul, când uh, reglăm dozajele, le reglăm pentru sala cu spectatori. De exemplu, în această sală, în Concert Amsterdam, ca să imite perfecțiunea sălii cu public în sală, e o cortină dintr-un pluș foarte dens pe care o trag la mijlocul sălii în timpul repetițiilor. ca ei să aibă aceeași acustică mm -hmm. și în repetiții cum o au un concert. Și ceea ce poate publicul nu-și dă seama e că de fapt, fiecare spectator, la rândul său, face parte din muzică. E un corp sonor. Sună cu totul altfel o sală plină față de o sală pe jumătate sau o sală goală. În pandemie, din mm -hmm. păcate, am aflat și ce înseamnă asta, concerte mm -hmm. fără public. Dar uh, factorul uman, din punct de vedere acustic, îi dă sunetului un șarm, îi dă o căldură. Pe care nu o poate obține mm -hmm. într-o sală pur și simplu. Și atunci, de asta, noi ținem foarte mult să avem sările pline, pentru că sunetul e mult mai calitativ și sunetul mm -hmm. este mult mai ținești penetrant. De ținești de respirația publicului? Da, uneori ține și de respirație, sau mai, mai bine zis, de lipsa respirației lipsa, publicului. Da. Uh -huh. Aș, aș uh, accentua lucrul acesta. Mm, au fost, de exemplu, situații în care pur și simplu simțeam că nu e nimeni în sală. Atât de atent era publicul. Chiar la concertul de aseară, orchestra a reușit un, un moment atât de miraculos, într-o dinamică atât de mică, încât pur și simplu am dat, am uitat că e public în spate. Dacă nu aș fi văzut în lateral primul rând de spectatori, nu, știam că e public, pentru că era clar că publicul se branșase la acea sintonie care se petrecea pe scenă. Din păcate, la următorul moment magic de acest gen, a sunat un telefon. Asta v să spun. Și atunci s-a rupt acea magie. Dar um, un concert, pentru mine, un concert reușit e cel în care măcar un moment de genul acesta e. Spuneam orchestra în urmă cu două zile doar, că dacă Publicul, dacă noi cântăm atât de încet și calitativ acel moment suav, acel moment de, de, de liniște interioară din sinfonia respectivă, și publicul se apropie de noi, înseamnă că ne-am atins misiunea. Înseamnă că pur și simplu am capacitat mm -hmm. uh, o mie de oameni să asculte și să fie, să respire cu noi acea muzică. Mm -hmm. Și l-ai simțit? Uh, în momentul da. de care aminteam, da. da. În al doilea moment, după cum ziceam, telefonul. Da. Și te-ai întors? Nu. nu, nu, nu. nu pe, uh, Trebuie să-ți alegi luptele, între ghilimele. Da, adevărat, da. uh, întotdeauna, dacă sună un telefon, se întâmplă. Dacă sună da. un telefon, stau să mă gândesc, are sens să distrug atmosfera pentru absolut toată lumea din sală? Dar ce ai putea să faci? Adică... Să, mă, să opresc piesa și să începem din nou. Da, da. Dar se întâmplă, au rup fost. Ceva, da. Da. Doar că aș rupe atmosfera... Uh -huh. Poate telefonul a deranjat trei persoane, poate a deranjat cinci, dar, dar dacă a, aș întrerupe a, piesa, două da, mii de oameni. poate a Poate cu certitudine a a asta fost. Spun. Dar, <laughs> Sunt primii deranjați. Um, doar că cred că ne revenim din acel, între ghilimele, deranj, mai ușor în, în acel motor care începe să meargă, mm -hmm. începe să, să repornească, uh, dacă nu ne oprim. Dacă ne-am oprit, s-ar rupe totalmente totul. Și începem... Aceeași muzică fiind alți oameni. Pentru că noi, de fiecare dată când interpretăm aceeași muzică, suntem alte, alte persoane. Și am trecut deja prin experiența telefonului. Și am fi toți foarte iritați că trebuie să începem din nou mm -hmm. acea muzică și nu am mai da aceleași culori, n am mai reda aceleași, aceleași sonorități. Încă nu m-am nu -am oprit într-un concert, sper să nu se întâmple, <laughs> dar eu sunt de principiu că orice moment trebuie salvat. Sunt și alți dirijori de principiu că nu. Dacă plânge un copil în sală, trebuie să te oprești să-i faci observație. Eu zic că și copilul face parte din muzică. Și copilul face parte din acel moment, pentru că muzica mm. e unică și e frumoasă pentru că se petrece atunci, acolo. Child in time. <laughs> Știi să cânți la ceva? Da, bineînțeles. Am studiat vioara de când eram copil mic. Mm. După ce am studiat și pianul și am învățat la mai multe instrumente ca să înțeleg cum funcționează tehnica pentru că atunci când uh, discuți cu un muzician uh, cu un instrumentist da, da. din ta trebuie să știi să fii și pe terenul uh, exact da. exact da. 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 Bă, că nu te fură, nu te trișează cum taie ăștia de la fcsb ul sau de la Rapid colțurile terenului, nu? Aici e vorba da. de auz. Da. Da. Și ca să, ca să funcționeze totul, din nou revenim, conversia tridimensională, partitura știută cu perfecție. Și nu te pă păcălește nimeni. E ca la un regizor care știe extrem da. de bine textul. Asta înțeleg că nu e, ca și la antrenori, deci nu poți fi păcălit. Dar sunt care mai taie pe colțurile, cum ar fi? Sunt care încearcă. Serios? Da, da, da. da. De ce? Că e efortul mai mic sau. Uh, câteodată e efort mai mic. E efort adevărat. fizic mare pentru oamenii de acolo? adică uh, Depinde ce cânți, cum cânți. Se întâmplă să fie și eforturi fizice. De, de, uh -huh. multe ori, de foarte multe ori, muzica devine uh -huh. un lucru fizic. Uh, că vorbeam de stări. Poate să doară. Pe mine unele concerte mă dorm. Uh, ajungem la un paroxism, la, la o intensitate atât de puternică uh -huh. încât uh, simți în interiorul tău sunetele respective. Mai ales că. Te, te branșezi la o sută de oameni și simți pe fiecare în parte cum, cum uh, cântă și dacă toată lumea e îngrenată spre transmit acel mesaj și dacă mesajul e să zicem tragic cum se întâmplă în muzica pe care o realizăm uh, atunci poate fi chiar dureros dar că vorbeam de partea fizică. Uh, Aș, aș zice, există boli profesionale, chiar există boli profesionale. De exemplu, suflătorii se pensionează mult mai repede față de cordari. La, la ei, um, pensionarea vine la un an. Se, se calculează în felul următor. Un an uh, de muncă este, de fapt, considerat un an jumătate. Mm -hmm. Și se, uh, asta înseamnă că vârsta lor de pensionare e mult mai rapidă pentru că și. Um, uzura. uzura. Da. Este mult mai mare, S sunt boli de plămâni la suflători, <sum> sunt boli de dantură la instrumentele de suflat, toți cordarii au probleme cu spatele, mulți cordari au probleme musculare și atunci, da, există și probleme fizice. Dar, de obicei, când se, când se taie colțurile, cum se, cum se spune, nu, nu asta, e doar o comoditate, să-i spunem. Și se Da, 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 se simte. Da. Bineînțeles, se, se simte nu știu după, ideea e că dacă vezi cu coada ochiului că cineva nu e la fel cu arcușul deja începi <gântuță> să-ți dai seama da. că nu e la fel cu arcușul, că nu ține în poziție ca și colegul din partidă trebuie să fie o cadență acolo, da. Da. în plus mai e un lucru pentru noi să zicem dinamica generală, dinamica mă refer la intensitatea sonoră dinamica generală cea mai comodă e cea în care nu trebuie să depui efort. Dar sunt dinamicele extreme, când trebuie să cânti tare și când trebuie să cânti încet, sau foarte tare și foarte încet, asta implică în primul rând un efort psihologic, nu doar un efort fizic. Mm -hmm. În primul rând implică un efort psihologic pentru că trebuie pregătit acel sunet de dinainte. De exemplu, în, în cazul meu ca dirijor, sunt că vorbeam de acea conversie înainte. Sunt două muzici care Merg în paralel, e muzica de la mine din cap, pe care am convertit-o acasă din partitură mm -hmm. și care funcționează în paralel, de fapt, anticipativ cu ceea ce se întâmplă pe scenă, pentru că eu trebuie să dau să arăt semnele și intențiile muzicale înainte să se petreacă. Ca lumea să, se, să înțeleagă ceea ce urmează să se întâmple. Și momentul în care dirijorul intervine e când ceea ce aud în interior, ceea ce a convertit din partitură, nu coincide cu ceea ce se petrece afară când se strică lucrurile în afară, sau nu neapărat că se strică, dar e o altă traiectorie interpretativă. Și atunci e momentul în care, să zicem, oprești sau încep să schimbi, sau încep să umbli la uh, filamentele mici, încep să umbli la vocile interioare și asta îți schimbă tot col coloritul sonor care se petrece în orchestră. Să spun? Ah. Ce voi să spui? Um... Eram sigur că o să-ți placă, ăsta da, să... da, 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 cum să nu-ți placă? Da. Te-am văzut așa că ești da. căzut în seducție. Da, Da, uh, da. să spun ce, ce mi-a spus Gabriel înainte să începem. Ce? ce nu o să fiu bun de nimic, nu o să leg două vorbe. Da, așa a zis? Da. Mă întreb cum e când e în formă, dacă acum nu e în formă. Am înțeles. Da, da. Da, da. Dar e într-adevăr, e, e, clișeul este tur de forță. Dar ce faci tu, de multe ori e tur de forță. Adică lasă că tai trei orașe într-o zi și în fiecare cu altă treabă. Mie recunosc că nu mi se pare atât de mare tur de forță. Tur Pe de forță e pentru un chirurg care operează 9 ore. A da. Noi facem un lucru extrem de plăcut pentru care trebuie să fim fericiți și întotdeauna spun că sunt o persoană norocoasă pentru că hobby-ul meu suprem e de fapt și profesia mea. Mm. Și sunt plătit pentru ceea ce îmi place cel mai mult în viață. Cred că un noroc mai mare nu cred nu, nu, nu poate să existe. Confirm. Da, da. 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 suntem pe aici. Încheiem tot cu un banc ca să fie rotund, nu știu, la voi ca să iasă tot rotund? cu dirijori sau... Ce, am început cu banca. Ai uitat cum da, am știu, început? Nu, nu, da. nu, nu. Știu bancul cu iepurașul și cu șarpe. Hai, băga, nu m-am ramolit. Nu, uite, da. la mine, așa. Și am zis, da. Ce ai zi... nevoie unui banc? Da. da okay. Ca să pă, pă, ieșim, știi? C așa așa. să spunem povestea. Am încalecat capul așa. Uh -huh. Știi de ce să spun? Ne-ați învățat voi, domnul profesor de limba română. N-am fost de română niciodată. De, de engleză. Da, da? La literatură. Așa. Tot, okay. Ai învățat asta la școală. Că atunci când începe poveste. Da. oamenii trebuie introduși în poveste, dar trebuie și scoși de acolo. Așa. Da. Bun. Iată, asta, este finalul fericit în care suntem scoși din poveste. Ok. Da. Și cine să spună bancul? Și cine Gabriel? Da? Ideea tot, e invitar, tot cu dirijori? Da? Păi, cu ce vrei zis Bun, că știu îl știți, știți, pe, cel cu un tip care se duce la magazinul de animale de companie să-i cumpere soției un papagal? Se, duce... <laughs> se <pe> bine, da. <laughs> e un tip care se duce la un magazin de animale de companie și spune vânzătorului, uitați, soția mea e nebunită după papagal, vine ziua ei, trebuie neapărat să-i facă cadou un papagal, nu știu, unul care să vorbească, să facă ceva special. Și zice, avem unul de 300 de euro, absolut fantastic, fluieră din Regina Nopții de Mozart. Oh, fabulos! Ia să-l auzim, îl ascultă. Totuși, dar soției mele nu-i place opera. Nu aveți altceva. cum să nu? Am unul care recită Luceafăru, pe de rost, tot, dar costă aproape 1000 de euro. lasă, ascultă recitând zice, nu știu, parcă ceva nu mă convinge el, dar văd că aveți unul acolo care costă, mi se pare mie, 10.000 10 de euro. Da, da, da. ce face acela? Nu știu, domnule, dă din aripi și toată lumea îi spune maestru. <laughs> Bun, e tot. Excelent! Asta, da, da. da. <laughs> bun, asta bun, fi spus un, uh, un șef de orchestră, cred că îl spunem <laughs> <în mod> obișnuit. <laughs> Bancuri cu dirijori. <laughs> excelent, excelent, da. Bun. Noi ne vedem uh, la Sibiu. Da. Hai să mai spunem două vorbe. De, două vorbe. Uh, să le spunem oamenilor datele, că poate sunt nu numai Sibia în care ne urmăresc, uh -huh. și oameni care pot să vină la festival. Dincolo de a ne vedea pe noi, care o să fim cea mai mică atracție, da, așa. în toată povestea. Cea, asta. Mai, cea mai puternică, cea mai atracție. grasă. Cea mai grasă. Nu cred meu. că eu o să fiu. Așa. <laughs> Între 20-26 iulie, la Sibiu, Festivalul Muzica Ricercata dedicat anului ăsta, anul acesta centenarului Gheorghe Ligeti. O să fiți voi doi invitați. În da, <gântu> data de 25, da, de 25 da. Mircea Cărtărescu un dialog cu Rado Vancu, da, în data da. de 22, Emil Hurezianu un dialog cu Ion Vartic despre Cercul Literar de la Sibiu, da. pe 21 iulie. Avem Orchestra Națională de Tineret a Germaniei, care vine pentru prima dată la Sibiu, Orchestra Națională de Tineret a Moldovei, împreună cu muzicieni ucra ucraineni. O filarmonică de stat Transilvania, pentru că e cea mai apropiată de locul de naștere al lui Ligeti, care va interpreta muzica lui Ligeti, muzica lui Ligeti și ceea ce a fost a servit ca sursă de inspirație pentru Ligeti. Și Alexandra Târșu pe vioara Stradivarius a studentei lui Ionescu, Ida Handel. Daniel Cioban, unul dintre cei mai mari pianiști din tânăra generație, cu o carieră absolut fulminantă în afara țării, cu un recital care se va încheia cu o piesă care a fost compusă la Sibiu de către Franz Liszt. Hm. În compusă o sa... piesă compusă la Sibiu de Franz Liszt? Da, Liszt. Hai să mai auzim o poveste totuși atunci. Deci Liszt a venit la Sibiu și... Atunci trebuie să încep cu altă poveste mai scurtă. Așa, <laughs> așa, dar... O, așa, noi. Este timp. <laughs> um, a existat la un moment dat un compozitor care s-a născut în 1830 pe numele lui Carl Filch. Și acest Filch s-a născut la Sebeș, lângă Sibiu, a copilărit la Sibiu, tatălui a fost preotul Bisericii Evanghelice din Sebeș, s-a mutat la Biserica Evanghelică din Sibiu. Acest Filch a început să cânte la trei ani la pian. Și a ajuns atât de important pianist încât, la 9 ani, deja avea recitaluri la Viena, la Berlin, unde l-a văzut și Liszt. Liszt, când l-a auzit la Viena, a spus, citez, dacă copilul acesta va continua să uh, facă turnee cum face acum, eu va trebui să-mi închid magazinul. <laughs> și uh, după care l-a auzit Chopin. Acest copil era fascinat de muzica lui Chopin. Și Chopin a spus, nu vrei să vii să studiezi cu mine? Bineînțeles că Filci, la 11 da. ani, a spus, bine, da. Și s-a mutat la Veneția, unde Chopin locuia pentru că i-a prescris medicul, având tuberculoză. Și, din păcate, locuind în casa lui Chopin, acest Carl Filch a contactat uh, tuberculoza, a contractat tuberculoza de la Chopin și a murit la 15 ani. Este un mormântat pe izola di San Michele, în uh, Veneția. Mm. Este un, un mormânt absolut superb, pe lângă Ezra Pound. Foarte aproape de Stravinsky și de Diaghilev, foarte, uh -huh. extrem de aproape de Ezra Pound. Este acest Carl Filch născut, scrie acolo, la Mühlbach, adică Sebeș în limba germană. Uh -huh. Ei bine, list, după ce a murit acest copil, a zis: Trebuie să văd locul în care s-a născut și în care a copilărit. Așa că a venit într-un turneu în Transilvania, și printre multe altele, multe concerte, recitaluri, la Sibiu a compus o piesă care se numește Rapsodia Română. Și această rapsodie română știm că a fost compusă la Sibiu după semnătura sa de la finalul partiturii, dar cel mai interesant e faptul că prima variațiune din această rapsodie se numește Hermann Steter, adică Sibiana, variațiunea Sibiana. În același turneu a venit și la București, și la Craiova a fost, a fost în mai multe orașe, dar totul a pornit de la acest Carl Filch, care a fost un mare copil minune al secolului XIX și care, dacă n-ar fi decedat la 15 ani, ar fi ajuns unul din cei mai mari compozitori. Născut la Sebeș, copilărit la Sibiu. Doamne și domnilor, acesta este Gabriel da. Bebeșelea. O încântare. Și un privilegiu pentru noi. Mulțumim tare mult că ai venit. Eu vă mulțumesc pentru invitație. La aeroport aici a fost o bucurie. Ne Mulțumim. vedem cu tot dragul la Sibiu. Și Abia la treabă. Spuma filelor Și după atâta muzică, stimați vorbitorinci, poate ar fi bine să ne uităm în cărți. Să Vor nu spui că așa. suntem noi. Cum suntem? Noi suntem vorbitorinci. Stimați Ascultătorinți sau privitorinci, sau nu știu. A, a și Dacă da, vin intra, la întâlniri intra, de la da. Sibiu, deci devin vorbitorinci. Devin, așa. Chiar trebuie să facem un tricot de vorbitorinc. Uh -huh. uh, să nu-ți spui că ai vreo carte cu muzică. nu spun, nu, nu. Ok, bun. No, păi atunci cu începe cu ce? Poezie? Am și cu poezie, păi într-un fel. E eu o carte poezie. cu poezie? Nu, nu, e o carte cu scrisori, dar ale unui uh, cetățean care a fost și poet, printre altele. Păi hai. Încep cu ea. Da, Încep debutăm. Ea. A zis aici un domn că da. e plictisitoare rubrica este, asta. Este, adevărat. Și pe noi ne da. plictisește teribil. Și ne-a spus să o scoatem. Da. Și... Bun, ne mai gândim. Da, dar nu o scoatem. Ne-am gândit. Da, și pe noi gândit plictisește, dar da, asta ea, dacă e, dacă am început așa. Da, de altfel ar trebui să știți că unul dintre motivele pentru care a apărut acest podcast este că se poate vorbi despre carte, știi? Da. Mhm. Mm Mie îmi și place, pe lângă că sunt de meserie editor de carte bom, și câteodată scriitor, dar am avut o rubrică de carte de recomandare da. literară pe care am ținut aproape 5 ani. Prin urmare, îmi vine mănușă povestea asta, mai că îmi și place foarte mult să citesc și sigur că fiecare e cu părerea lui și fiecare e cu zonele lui preferate, de asta există o ne-a mai scris uh, cineva dacă trebuie să renunțăm la discuțiile dintre noi, adică să vorbească invitatul. Da. Și am Aici, zis, da, cred că a vorbit invitatul? Ne-am da. gândit, răspunsul este iarăși, nu. <laughs> Adică da. podcastul ăsta este despre Bine. noi? Nu, dar nu poți mulțumi cu da. toată lumea. Nu, Stai nu, limpede. Și... Poate și... unii oameni sunt mai noi și au uitat de la ce am pornit. Da, deci, da, da, da. Nu le-a da, asta că da. cu cartea și ți-e -ți place cartea și mie îmi place cartea. Avem toate motivele să continuăm rubrica și firește dacă dintr-o sută de oameni există 5 sau șapte care nu le place această rubrică, o pot sări liniștit. de punem da. pe segment. La de pe fel pe au fost asta. doamne care ne-au spus mai terminați cu fotbalul. Nu. Asta, e. asta e. O să de mai că... ținem și cu fotbalul. Că și acela ne place, nu se știe exact de ce, dar ne place și el. Dar... Fotbal, mâncare, cărți, muzică da. și câte un invitat răznat. Da. Da, cum a fost cel de azi. Da, da, da. Fascinant. Ai Dar am spus, adică eu am ajutat în regele lui la prima întâlnire care a fost la o masă. Noi trebuia să fim atenți, în primul rând, la mâncare și am stat ba cu furculița, ba cu paharul. Așa nu venea să beau sau să mănânc, pentru că mi se părea atât de frumos ce se întâmplă și primeam atât de multe lucruri de care habar n-aveam, încât mâncarea a trecut pe planul 8. Da, să revenim. Da, să vedem. Ok. Prima recomandare. Antonana Acto. Scrisori către Jenica Atanasiu, sau Jenica Atanasiu este o româncă născută la București și veți vedea cum o cheamă, o cheamă Eugenia Tănase, de fapt, născută prin 1897. Cine este Antonin Acto? Este unul dintre reprezentanții de seama ai mișcării suprarealiste din Franța. Este poet, este regizor, este eseist, este o figură cu totul contorsionată și asta se vede și din corespondența pe care o are cu această iubire a lui, care îi spune ba soție, ba iubită, n-a fost soția lui niciodată, dar a fost ca și cum ar fi fost. Sunt, nu e un roman epistolar, e un fel de verter a la francez. E o carte de scrisori, dar cred că șase, șapte scrisori sunt ale ei, restul sunt ale lui. În primii ani e aproape un bombardament epistolar Sunt scrisori care pleacă zi de zi către ea Sunt scrisori trimise din Marsilia, unde a stat cel mai mult Antonin Acto Din Paris, din Italia, din diverse alte locuri Și este povestea unei iubiri zbuciumate și neîmplinite la standardele lui Antonin Acto Care mai e și ipohondru mm. Pălângă că e bolnav, că e bolnav copt dar este și ipohondru și se și autovictimizează foarte mult, și asta câteodată îl face să scape hățurile. Dar, tocmai pentru frumusețea poetică a, a, a relației și a epistolelor. Cartea merită. Cartea apare la editura Nemira în colecția Ioric, de care se ocupă Irina Cerchia, care face și traducerea acestei cărți. E o traducere splendidă și o felicit pe Irina, pe care o și cunosc și știu că este un om valoros, un om de editură și un om de carte și un om de traducere. Iată. E o carte în care Antonina Acto, ca amorez, câteodată se semnează. Antonina Acto. Câteodată se semnează Acto că toate se semnează în Anachi, care era numele de alint. Depinde cum îl prinzi, este aproape ciclotimic, adică e când foarte sus, când foarte jos, când în extaz, când în depresie, mult mai des în depresie decât în extaz. Își povestește iubirea pe toate tonurile posibile și are formule neașteptate și apelative neașteptate și încheieri de scrisoare neașteptate. Îi spune la un moment dat, ești sufletul și nenorocirea mea. Când primești așa ceva, nu știi cum să reacționezi. Iar... Depinde de starea de spirit. Depinde de starea de spirit este o carte a stărilor de spirit și a treptelor, a intervalelor iubirii, care înseamnă fie incandescență, fie blazare totală, fie deznădejde, fie cochetare cu sinuciderea, fie boală, el se plânge în permanență că este bolnav și este bolnav, într-adevăr. Uh, nici cu banii nu stă grozav De multe ori îi cere ajutor financiar chiar ei Și ea de, de cele mai multe ori îl oferă uh, E o carte în care iubirea asta La un moment dat are niște rupturi Are niște renodări uh, Și dacă la început în primele De fapt în trei sferturi din carte Apelativul este de cele mai multe ori Tandru Cu toate reproșurile pe care el de face ei, de la un punct încolo, după ce el observă și o posibilă relație, aventură a ei cu altcineva, deși și el a făcut lucrul ăsta, doi, i s-a părut normal să-l facă, că el e bărbat, e, de la un punct încolo apare pluralul de politețe. Deci după atâtea declarații învăpăiate, după atâtea îndrețe, după atâtea revărsări de iubire, trece la dumneavoastră, este... V, din franceză, care se tradus prin plural de politețe, ca să marcheze trecerea, ca să marcheze un fel de delimitare și un fel de renunțare la ideea asta de, de iubire cosmică. De o carte uh, în care pătrunzi repede și care pătrunde și ea în tine. Uh, și asta este pariu. Uh, nu e un roman epistolar ca scrisori persoane, de exemplu, sau nu e un roman epistolar uh, clasic cum ar fi corespondența dintre Matei Călinescu și Ion Vianu. Nu, e un roman aproape cu sens unic, aproape. Din când în când sunt și intervențiile acestei bucureștence rămase la Paris. Dar o recomand și pentru traducere și pentru că pătrundem în. Mintea și mai ales în sufletul unuia dintre marii exponenți ai suprarealismului francez, care, apropo, a s-a mai și ciondănit cu ceilalți, cu André Breton, după aia s-a împăcat. E o perioadă tulbure și o perioadă cu frumusețile și cu ei Aici o carte foarte la modă, acum în București. A fost o explozie de marketing pentru că Viet, Tan, Nguyen. A da. venit la București săptămâna trecută da. și din păcate n-am apucat să-l să-l văd. Fiind plecat, dar a fost un pic de baz, cum să mm -hmm. spune. Multă lume a dorit să-l vadă. E un autor important și cred că la modă, uh, pentru că în 2016 are premiul uh, Pulitzer. Pulitzer da. Mm -hmm. da, De chiar pentru această carte, simpatizantul Știi care. Că mi- am recomandat-o și eu când aveam rubrica la TV. Da. Nu mai, nu mai știu, serios, da? da? da, da, da a apărut da, da, atunci. Precis, înseamnă că, asta e să că e o reeditare? S-ar putea să fie un tiraj nou sau o ediție nouă, pentru, pentru că i-am eu, repre... eu am prezentat o acum câțiva ani. Uh, pentru că Cinci. ea a apărut la editura Art, Art asta de în am colecția am musai, musai, da. Colecția Musai. Uh, cine Tatiana Dragomir? Tatiana știi Dragomir. Foarte bună traducere. Știi, știi de ce zic? Pentru că s-ar putea să fie un tiraj nou care să o susțină al doilea volum. Da, pe care al... tocmai l-am cumpărat. Pe care tocmai l-am cumpărat. Devotatul, nu? Da, Cred da, că da, acela da. e. S-ar putea să fie o trilogie? E o nu trilogie? știu, nu am nu știu. Deci, da, asta e gândirea mea. Că a apărut, că s-a tras un nou tiraj, ca lumea să e poată posibil. să însoțească. Plus că fiind evenimentul din București, apariția lui aici, probabil că, da... Uh -huh. Cum se face? Ca, deci. la, ca la marketing, mă înțelegeți. Cei cu cartea asta. Este istoria unui agent dublu vietnamez mm -hmm. care este îndoctrinat de către comuniști, dar stă în tabăra uh, americanilor, să spunem mm -hmm. așa, de unde transmite diverse informații, ele fiind utile, câtă vreme el chiar a fost ofițer al poliției secrete și uh, locuia în Saigon. După care. Ajungând în Statele Unite Nu știu cât de utile mai sunt informațiile alea Dar el tot continuă acest schimb epistolar Trimite de peșe către țara mamă și către comuniști Și are proasta inspirație să zic să se întoarcă De acolo un șir de întâmplări Probabil că s-o fi gândit el că este așteptat cu surle și trâmbițe Dar cum se întâmplă deseori în, acel, în astfel de cazuri Nu este așteptat da. decât cu mult mai multe necazuri Da, 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 Poți să te corectezi un pic uh, Te rog surle și tobe Așa e, e expresia. Nu e surle și trâmbițe? Nu. Păi, sunt ferm Toată combi. lumea da. știe așa. E cu surle și tobe. Trebuie să fie dintr-un păi, registru un instrument și din, alte, din altă din altă categorie. Păi, A, dacă așa s-a înscris expresia, acum eu nu, ce nu zic, e. Nu e. Expresia corectă e cu surle și tobe, da' zi. Păi, e, da, da, știi pe cum e cu limba, cu limba da. română? Da, Ți-ar spune, 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 spune. doamna Zafiu că dacă de acum se pune așa. cu surle și trâmbițe. Nu am auzit-o niciodată cu surle și tobe. Da? Pui, da, după, așa cum, după cum nu ia drege busuiucu, i ia drege cu busuiocul. Asta aia... e. Da. da, aia are, are explicație. o explicație da. Dar asta e prima oară când au Și o explicație, toate. una e de la Am înțeles una e de, de, la percuție da. Cartea Bun, nu-l luați pe Domnul Mânguien ca fiind El nu scrie dintr-o perspectivă Asiatică, musai da. Aia mi zice că el e de -a dreptul american. Mm. E și un podcast uh, foarte interesant cu el, mi-a trimis cineva un fragment în zilele astea, okay. în care explică viziunile lui asupra, asupra vieții și vorbește telefonul de lângă el. Asta mi-a plăcut foarte tare, știi? Că mm. zice, îi spune Siri, I don't understand. Ah, <laughs> și okay. ceea ce se pliază foarte bine da, pe, da, 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 da. Pe, pe ce spune. Deci nu e o viziune asiatică. asta te ai fi așteptat să zici, mă, mm. a venit un asiatic și a scris din perspectiva aia la altă războiuri din Vietnam. Uh, are și părți asiatice, are și părți pă, europene, are și clișee, deși el luptă în carte împotriva clișeilor, dar să știi că are un clișeu, a băgat-o băgat pe aia, așa cum țăranie din Transilvania umblă cu usturoiul la gât da, ca să da, se apre de, de culo, da, eh, da, da, Nu e. Da. El criticând în același fraze, criticând da. și pă, pă, modul clișeistic în care funcționează americanii. Da. Ex, să vezi. nou to Da, 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 exact, da, exact acolo să ducem. Uh, cartea te ține, e rapidă, e rare, uh, are tehnică de scris și uh, descrieri foarte faine. Am oprit aici la un fragment care mi-a plăcut foarte mult. Zice așa, vorbește despre compatrioții mm -hmm. lui vietnamezi. În toate, apropo, personajul nu are nume, ai observat? Că da. nu-l cheamă pe personajul da, principal, da, da, e da, la... Uh, la prima persoană, uh, cartea, dar nu știm cum îl cheamă. Am și așa ăsta. ceva, vine imediat. <laughs> da? Și zice, bun, vorbește de compatrioți. Și zice așa. În toate situațiile, când cererea era mare, iar oferta mică, noi eram învățați să dăm din coate, să ne împingem, să ne înghesuim și să ne îmbrâncim, iar dacă toate acestea nu duceau la niciun rezultat, atunci eram dispuși să mituim, să măgulim, să exagerăm și să mințim. N-aș putea spune cu siguranță dacă acest comportament ne-a fost transmis genetic. Dacă ținea de obișnuință sau pur și simplu era rezultatul unei evoluții foarte rapide. Okay. Și am început să râd, știi? Da. Mama, cu cine se amără, ăștia? Da, 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 da. da. Ei erau puși da. la o coadă, ă, 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 asta era ideea. Vietnamezii erau da. puși la o coadă să iau un avion care scăpa de acolo, dar ei nu știau să, să stea la coadă. Să bine, să lecții de da. la profesioniști. Uite, da, da, asta e. Uh, Carta ei, un bestseller. e o carte mare, e o carte. La modă, da. cel puțin la noi zilele astea, și e o carte care vorbește bine despre o natură umană pe care nu o cunoaștem foarte bine, și despre un război care ar putea să ne aștept să înțelegem ceva despre un război mai actual, să spunem da. așa. Dacă găsiți niște lucruri pe care să vă sprijiniți legate de urățenia războiului. Simpatizantul Viet Tan Nguyen. Să spun că și devotatul este tradus tot de Tatiana Dragomir. Eu nu o cunosc personal, dar știu că este una dintre traducătoarele noastre de top. Era cât paci să ne întâlnim, ne-am întâlnit doar metaforic la traducerea la noua traducere a heptalogiei lui J.K. Rowling, unde a tradus și ea la Harry Potter. Cartea e uh, din engleză, da? Adică da, e, da, 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 da. da? Da, 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 da. Și foarte bună traducătoare, pedantă, cu simțul nuanței. Șnur, da? Ok. Dar mai sunt, mai sunt. Deci avem niște uh -huh. traducători din engleză și traducătoare tinere uh, și nu neapărat adolescente sau post-adolescente, dar de calibru, cum e și Iulia Gorzo, pe care iarăși am lăudat-o de vot oricum, cum e Alexandra Coliban, cum e Luana Schidu, ok, uh, care traduce și din rusă. Suntem bine reprezentați aici. Deci pe cât e de vitregită meseria asta, atât de bune sunt numele pe care le văd, pe care le văd și pe pagina întâi, pe coperta întâi. Au început tot mai multe edituri să-l pună pe traducător în semn de măcar atâta respect, dacă respect mm -hmm. financiar nu există, să-l pună aici pe, pe coperta întâi, cum se întâmplă și aici, la Sorge Chalondon, Fiul de ticălos. Acum, sigur că titlul poate părea un pic stângaci, neobișnuit și te gândești la englezesc cu son dar nu e, e fiul unui ticălos și a unui duplicitar. Traducerea este a lui Daniel Nicolescu, care este iarăși unul dintre foarte buni și harnicii traducători de franceză. Cartea apare în colecția Raftul de Nisei și a fost finalistă la premiul Goncur în 2021. E o carte pe care o citești nu într-o zi, mai puțin de o zi, dacă ai timp, o hăpăi în câteva ore. E o carte aparent despre Nazism și despre uh, ce s-a întâmplat cu evrei în timpul războiului, al doilea război mondial, dar nu e numai asta. E o carte despre ipocrizie, despre fețele ascunse ale oamenilor. Noi vorbeam la îngrijorări de uh, maleficul și de sângurile rău din, din miezul ființei omenești. Aici se întâmplă așa ceva. Deci ai povestitorul care e fiul, da? și care își reevaluează tatăl care fusese etichetat de tatălui, deci de bunicul povestitorului, drept un ipocrit și un om care s-a plasat de partea greșită. Whatever that means. Da? Și asta înseamnă, de fapt, nu că el e doar un trădător, că în primul rând este un mare farsăr. E un farsăr și cu cei din jurul lui, inclusiv cu soția lui, inclusiv cu băiatul lui, și este un om care își pune tot felul de pălării pe cap, face scamatorii identitare, să le spunem așa, este când, se pozează când cu uniforma sau cu Hainele rezistenței franceze, ale machisarilor Se pozează ba cu uniformă germană, cu zvastică Ba cu uniformă de soldat american eliberator Și spune tot felul de povești ce deci este în pragul mitomaniei Spune niște lucruri pe care sigur că nu le crezi Încearcă să aducă și dovezi De cele mai multe ori reușește să păcălească dar pe perioade scurte, până la urmă, minciuna, având și ea picioare scurte, lucrurile se, se, dau în vileag. Și Chalandon face o foarte frumoasă navetă între prezent și trecut. Îl ai pe acest tată, care este ticălosul și duplicitarul și agentul mai multor cauze care se bat cap în cap, prezentat ban acțiune în timpul războiului, ba în anii 70 la procesul lui Klaus Barbie. La care asistă și tatăl și fiul. Și cu ocazia asta, vezi niște mărturii ale unor supraviețuitori ai infernului concentraționar, care vin și se confruntă cu Barbie atâta timp cât Barbie apare, că nu apare tot timpul. La un moment dat, decide să nu mai apare la proces, să-și trimită doar avocatul. Și cartea e foarte tensionată, în același timp cu un soi de umor care e greu de realizat, greu de distilat, de obținut în condițiile unei teme atât de dramatice. Dar, repet, o carte scrisă seducător, o carte care mi-a adus aminte totuși de ceva oarecum, doar oarecum asemănător de o carte a lui Boalem Sansal, care explorează tot povestea asta a unui personaj care descoperă despre tatălui că a fost nazist, fără să știe, căutând ceva într-o ladă de vechituri cu amintiri de familie, ceva de genul ăsta, o cutie cu Souvenir, descoperă că tatălui nu era cine credea el că e, ci cu totul altceva. Dar, repet, e o, e o, e o splendidă poveste pe care cine are timp o poate termina într-o zi. E antrenantă, are un dialog foarte natural, contribuie și traducerea lui Daniel Nicolescu, și traducere splendidă. Nicolescu, care a tradus din cum îl cheamă din Elbec. Destul de multe cărți, inclusiv Submision, Supunere, care este o distopie musulmano-pariziană. Prin urmare, universul ăsta al uh, ipoteticului și al utopicului, nu al utopicului, al distopicului, este foarte familiar. Uh, Sorge Chalondon, uh, francez, născut în Tunisia, și uh, fiul de Ticalos, o carte finalistă la Goncourt 2021. Da. Hai să vedem ce face domnul Mutu. Fotbal și fotbal amuc. Rubrica noastră de fotbal amuc se adresează domnului Adrian Mutu, sau, mă rog, îl are în vedere. Și lui. Da. Și lui. De și la el începem. Da. Îi zice bine fotbal amuc în cazul ăsta. N-am înțeles, adică e dezamăgire. Eu am scris la un dat despre Mutu că, mă, uite ce frumos se maturizează. O răbdare, că timpul, că la 40 de ani... ești ales. un romantic în felul tău. Până am uh, cum să zic, da, așa părea, nu? Da. Crescuse foarte frumos în ultimii ani. Crescuse, nu, nu, mai semăna, nu mai semăna cu fotbalistul Mutu, pentru că da. lumea l-a raportat inevitabil la fotbalistul Mutu și anume la excesele fotbalistului păi, Mutu. la ce să l -l nu la talentul lui și nu la realizări, la număr de goluri în seria. Nu, l-a raportat da. la bătăi cu ospătari, la escapade, la tot felul de povești de alcov. Păi, pentru cine nu știe, cu o săptămână înainte de începerea campionatului, Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, a acceptat a o ofertă de la alt club. Nef Bacu. Nefci Bacu. Uh -huh. Adică, da, pare a fi ceva da. important, nu e oricum? Păi bănos. Adică cu un salariu mai mare, am înțeles. Mai mare ne? de câteva ori. De câteva ori și n-a mai putut să facă față presiunii Uzi. și în loc să stea cu Rapidul să ia campionatul, după cum se spunea, s-a dus la Baku unde va câștiga mai mulți bani. Pentru mine asta este de neînțeles. Adică la mine proiectele nu funcționează așa. Da. Eu, eu prin comparație cu ce aș face eu adică așa mi se pare firesc și normal. Uh, um, a, Cristian Giambașu a scris un editorial în care a zis da. domnule am accepta, ce -l -l, nu da. e nimic uh, că e corect așa se întâmplă în fotbal aici nimeni nu se miră oamenii de fotbal mm -hmm. noi ne mirăm noi. Da. Păi dacă ăsta e nivelul și asta, ăsta este mesajul transmis grupului, suporterilor și uh -huh. oamenilor care conduc acolo, nu cred că trebuie să avem mari pretenții în ceea ce privește fotbalul românesc, pentru că asta păi este de tu ai mari pretenții. Nu, eu, tocmai no. eu sunt unul dintre cei no. care nu are niciun fel de pretenții, adică am no. foarte mici pretenții, spre deosebire de of și văleul general pe care îl mm. aud de fiecare dată când se întâmplă câte un meci cu fotbalul românesc, ce nenorocire. Păi da. Că nu, da. pentru mine e o lipsă de seriozitate. Bun, aici sunt situații complicate. Deci, mm. Ce vedem noi, am impresia că nu coincide decât în mică măsură, sau într-o anumită măsură, cu ce s-a întâmplat de fapt. Pentru că, da, domnul Dan cu finanțatorul principal mm. Rapidului, a dat un comunicat în care îi urează succesul lui Adrian Mutu, își exprimă oarecum tristețea că el n-a continuat la echipă, dar în spatele acelui comunicat, mie mi se pare că observ și un, sau așa, detectez eu un suspin de ușurare. Toată lumea fericită. Doamne, bine că a plecat până la urmă. Că venise ca un corp străin, da? era dinamovist, prin nu te-au unu... jucat șase luni la Dinamo. Șase luni, da, dar sunt alții da. care au jucat mai puțin la echipele lor și au fost ampilați tampilați ca atare. Uh, pentru că venea de la... Dacă ar fi jucat șase luni la Universitatea Cluj, nu e nicio problemă, sau la Politimișoara, sau la Hermastat. A jucat la Dinamo, care e unul dintre rivalii ritualici ai Rapidului. Uh, pe urmă, uh, lucrurile nu se fac așa, evident, dar uh, dacă tu ai vrut... Să-l păstrez pe Adrian Mutu, de ce nu ai făcut o contraofertă, sigur că nu tei să o faci la nivelul lui Nefci Bacu, dar puteai să-i uh, propui ceva în plus. Pe urmă, um, nu se lasă într-adevăr o echipă cu o săptămână înainte de începerea campionatului, în ideea că negocierile existau de mai înainte, nu puteai să spui uitați-am această ofertă cu trei săptămâni înainte, cu o lună înainte, cu o săptămână înainte, pare foarte complicat pentru o echipă care anul ăsta, fiind deja centenarul, întâmplându-se deja și ne ridicându-se echipa la nivelul pretențiilor, nu al obiectivului, al pretențiilor, în mod normal acum doar ar trebui să puști anul ăsta. Obiectivul e locurile 1-3 și cupa, dar toată lumea o să vrea titlul. A fost un an de tranziție, a fost un an în care s-au clarificat niște lucruri, dar s-au nelămurit altele. Acum va trebui luat campionatul. Pe urmă, ce faci cu un locuitor? Îți vine un locuitor. Și aici e o poveste. Că, mă rog, conducerea clubului. Are o opțiune, galeria are altă opțiune și de aici ies tot felul de pocinoage prezumtive care vor fi decontate de omul care nu are nicio vină, de Cristiano Bergodi, da? care se trezește prins în povestea asta și care vine deja prefațat de un risc. Riscul primului rezultat nefavorabil. Apropo, primul mecea rapidului e cu șepși, e interesant. Da? Cred cu că mai și a și mai jos. A câștigat odată Bergodi în situația asta, nu mi-aduc aminte da. la ce club, dar parcă. El a, -a fost, -a. fost, el a fost uh, nu tamponat, dar a fost pus în uh, gardă de galerie. Uh, și am auzit mai multe voci importante din galerie care au spus, dacă îl puneați pe șumudică, era altceva, era de aici, de ai noștri. Așa cu Bergodi, Bergodi ne-a retrogradat în 2015, pe ceea ce e perfect fals. Nu, Bergodia a fost al patrulea antrenor din sezonul ăla și dacă iei procentual rezultatele, el a avut rezultatele cele mai bune. Dar venise când lucrurile erau compromise deja și nu se mai putea face nimic. Um, Bergodi a fost preferat, e limpede de ce. Pentru că e un om neconflictual, pentru că e un om uh, cerebral, pentru că e un om care vine dintr-o țară cu o cultură fotbalistică importantă, pentru că e un om care până la urmă a avut niște rezultate. Oh nu spectaculoase, dar le-a avut cu o echipă de miză medie la ora asta. Și, și nu este o candidată la titlu. Și ar putea să fie peste câțiva ani, dacă o să continue investițiile, dacă o să continue transferurile, dacă, dacă, dacă. Dar Bergodi nu poți să spui, sau Bergodi, nu poți să spui că este un om fără calități. Este, da. Paradoxul este că a trecut pe la foarte multe echipe. Asta e o discuție de purtat și cine decide la rapid. Înțeleg că galeria e supărată și a trimis un mesaj domnului Șucu în care spunea că rapidul e al nostru, nu e al tău. Păi, da, sigur, da, sigur, și domnul Șucu ale... poate poate să întrebe ok, cât ați investit voi la rapid, în afară de afacerile pe care le aveți în jurul stadionului? Că și asta e o întrebare. Da. Da? Bine, domnul, Ber, domnul Șucu poate să le lase echipa da, descurcați-vă. Da. Și atunci uh, vedeți. Da. Uh, bă, nu, dar nicăieri foarte, multă, nicăieri, foarte în lume nu se întâmplă așa În ceva. Argentina. Ceva. Uh, cu cine să ne comparăm? Ți-am dat și o țară. Cu există, mondială, da. există un, sute de analize, investigații despre rolul suporterilor în echipele argentiniene, da. unde Așa. se aseamănă foarte bine cu rolul, cu ceea ce se întâmplă Și în România. Și decide acolo? În foarte multe situații, da. Are dar regim de socios? Nu. Că... Uh, Spectatorii uh, au no. regim pe no. atunci? Nu. No. 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 Bun, stai un pic, da, 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 eu că Argentina e un spațiu aparte. Eu n-am zis că e corect. Eu am zis... Ce se da. întâmplă? Au și o denumire specifică. Sunt băgați în transferuri de jucători, adică au o forță foarte mare, ei, disproporționată. Eu cred că până să ne ducem până în Argentina, că distanța e mare, ar trebui să luăm uh, țările din jur, țările europene. Ei, nu se referăm pe un argument Da, eu Nu, nu să, da să vedem unde e se modelul. Mai asta. Da, Ei nu cred că ei s-au dus de acolo să-și ia inspirația în Argentina. Ah, nu, eu eu zic zic că și Se întâmplă la fel ca într-un da. stat sud-american cu. Uh, uh, Corupție statală și da, cu un da, fotbal, da, sigur, da. ca lor produce performanța al nostru. Ei nu. pot produce cinci naționale pe săptămână, asta e altceva. Da. Uh, dar în momentul în care institui precedentul ăsta și lași galeria să decidă pe banii al cuiva. data viitoare se va întâmpla riguros, da, la fel. N-am rostit nomine da, nu, știu. este vorba știu, știu, de știu. domnul Șumudică. Da. Care domnul Șumădică s-a propus peste tot da, am și băzut. e supărat că nu a fost pus. Adică da. el a generat tipul de supărare în care a spus: Pe păi ce faci, mă domnul Șucu, Nu mă pui pe mine? Stai ce da. de, de necazuri o să ai. Da, da, da. Cam asta Mai ales acolo. acum că sunt liber de contract. Da. Altă dată că nu eram liber, nu eram da. rapidist. Acum că sunt liber de contract, am un puseu de rapidism da. care, apropo, a murit aseară sau ieri după masă. Când, când a zis că e un fes de la. Nu, nu, când a spus că. Rapidistul șumudic a murit. asta e un pic, stranie, un pic straniu discursul ăsta la persoana a treia singular. Deci, când vorbești despre tine la a treia singular, ceva nu e în regulă. Dar șumudic a luat, că e un antrenor foarte bun întâmplător, a luat titlul cu Astra. Nu mai era rapidist atunci? S-a autosuspendat din calitatea asta? Nu cred. A antrenat la Brașov, a antrenat în Turcia, a antrenat în Arabia Saudită. N-a mai fost rapidist? Ba, cred că a fost. Da? Și acum, dintr-o dată, pentru că opțiunea conducerii pe banii investiți de această conducere este Bergodi din loc de șumudică, rapidistul șumudică moare și rămâne antrenorul șumudică. Și antrenorul șumudică bate pe la diverse uși, metaforic firește, dar bate. Uh, Înțeleg că sună, nu bate. Sau sună, uh, dar în orice caz declară public. Aici există emisiune, există înregistrarea Spune FCSB, Craiova CFR n-a spus Am observat lucrul ăsta Că la CFR a avut, a pătimit deja A, El a, a fost... făcut echipa din garaj Să ne da. aducem aminte S-a um, rostit-o și pe Dinamo Adică s-a propus și la Dinamo? Între primele patru. Eu am auzit declarația aia. oricum cu cine... Ia campionatul. Ia campionatul dacă ajunge la Una dintre primele patru. Acum, între primele patru ar fi FCSB și Craiova, ok, de care a pomenit. Ar mai fi Farul unde... Mai degrabă, nu? Dar de ce nu se propune la Farul? Și CFR-ul, de care a făcut abstracție, pentru că pe acolo a fost deja și știe ce pâine se mănâncă. Eu, declarație foarte riscantă și pentru mine întristătoare. Eu mă trezesc coleg de platou cu șumudică și am o relație absolut cordială cu el. Dar reacția asta este e copilărească, cred că deja începe să o regrete și îl expune și pe el, adică nu-ți dă nimeni nicio garanție că dacă te duci acum la Craiova, apropo, cum să o fi simțit la ora asta, Neagoe, care tocmai a declarat că știe care sunt antenorii, că știe că sunt antenori care vor să ia locul. Da? Sau dacă te duci la FCSB, da, și Neagoi deși a, venit a existat... Din da, asta, că da, spun. știu. Păi dacă am toți au venit în prejurări din astea, da. fotbalul ăsta al nostru e o ciudățenie, e o cămilă, și este un, uh, nu știu. Un produs derivat al fotbalului, adevărat, de fapt. Exact. da? Și atunci, firesc că rezultatele nu apar decât cu tot întâmplător. Vezi meciul cu Elveția. Uh, însă nu-i garantează nimeni lui Shumudi că un succes în campionat, în ideea că s-ar duce la FCSB, să zicem. Deși dinspre FCSB a venit deja un disclaimer, Haralambus rămâne anul ăsta, indiferent ce se întâmplă. Acum, Haralambus știm, și a, 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 în enunți era doar Haralambus. Acum, Știm cât de ușor se schimbă lucrurile a și a acolo. Să, nu da, Dar el cred că s-a fandat și-o deci, A zis că mi-aștept rândul, deci să știe. Schema da. este pregătită. Da, nu știu. Nu-ți dă nimeni garanția că vei câștiga campionatul. Poate cine știe, poate și face Craiova echipă. Un care nu mai e Craiova. Deci cra nu mai putem să zicem Craiova, craiova care e... care care nu mai e Craiova. Craiova e al rotarul craiova, e craiova. Deci... Na. Nu știu cum naiba, că nu o să mai înțelegem nimic. Deci, atenție că s-a împărțit asta la Craiova. Da. CSU Craiova, echipa aia înființată de primărie a devenit. E adevărat, Craiova, la e ora adevărată. asta. E. În instanță. Da, e Craiova din 1940 până în până 1991, mm. de fapt, da. așa. Din 1991 e cea lui Mititelu Care se cheamă Craiova 48. Care se cheamă Craiova 48. Ca 40, să nu mai înțelegem chiar. nimic Da, așa. Deci performanțele echipei alea cu Balac, da. Iremescu, Cârțu, Ștefănescu și ceilalți vin acum la Rotaru, la Rotaru da, da. ca să știe toată lumea. Noi da. am fost felicitați de suporterii lui FCU Craiova când am zis aici că aia lui Mititelu e adevărata Craiova. Acum nu mai putem fi felicitați, nu, da. eu nu mai știu pentru că da, eu, eu încerc să dezleg rebusurile astea pentru că sunt niște rebusuri de fapt. Adică noi până să ne ocupăm de fotbalul ca atare, trebuie să avem grijă de ce spune legea, de ce a decis, nu știu ce instanță, dacă decizia e atacabilă, când va fi apelul, da, e atacabilă, vezi, atacabilă cu recurs, e atacabilă da. cu recurs, da, dar da. este executorie. Mm, ca așa e. Da. Da. Uh, va fi complicat mm -hmm. la Craiova. A fost întotdeauna fi... A fost dintotdeauna. La care se cântă imnul ăla? Păi, cred că la asta lui Rotaru. Asta lui Rotaru? Cred. Și la asta lui Mititelu nu? Nu mai știu. Cu Eltenia, Oltenia, nu mai știu, nu mai știu, chiar nu mai știu. N Aș vrea să, să greșesc. Da. da. A, poate și din cauza că meciurile încep abia după ce se termină calupul de reclame și de obicei reclamele acoperă imnul. A, intri direct da. cu 30 de secunde înainte. Da, nu știu, există o decizie, Pă, ok, bună, rea, după cum a existat o decizie în cazul FCSB vs. Steaua, sunt și acolo probleme, mai ești problema cu stadionul, cu FCSB care forțează jucarea meciului cu Dinamo în Ghencea, și aici, da, și da, asta da, 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 aici există tot felul de povești, de asta spun, noi ne consumăm energiile până să înceapă meciul. Da, până fluier da, arbitru. da, da, noi da, deja da, suntem asta, da, de dată. sătui. Uite, hai să ți nu vreau să vorbesc mult de mâncare la final, facem Așa. foarte repede, dar okay. un restaurant pe care mi l-a recomandat un fotbalist celebru și vreau să ți-l prezint și ție, mai ales că mergem la Sibiu. Oale, pulcele și tigăi. Așadar, am fost la Sibiu. De am două recomandări mm -hmm. Întâi okay. uh, am mâncat așa la uh, amicul nostru Radu Coica la Culinarium okay. Niște cărnați puși pe varză Vai. Bă, nimic diabetic acolo, înțelegi? Cum adică nimic diabetic? Păi Toate de, erau bune? Păi ah. mm -hmm. Deci cârnat, varză, cârnat, da. varză da, da, da. Cartofii poți să-i dai deoparte, nu? Da, trebuie să-i dau varză. deoparte Și-a făcut un păstrăv Că mm -hmm. uh. și filetează? Eu da. sunt lenești, da? Da. A, gat. Și cu o din aia care e și un pic pusă pe... A, aia n-ai e... voie. Am voie foarte puțin, dar nu seara. Da, nu așa seara, și nu, nu, vine. Seara, nu seara. Eu seara am mâncat. Pai, da. A, deci bun, deci bun, dar reține. cărnat varză. Cârnat, varză. Dar au și alte lucruri în afară de cârnat, varză, nu? Are o listă A, mare, așa. dar e bună. Da, cârnat, okay. varză, reține. Termină că mi-e foame. Și mie mi-e foame. <laughs> și Radu ne-a zis, băi, trebuie să mergem la niște băieți. Așa care au lucrat în Italia și au venit în România, okay. zice restaurant no. per tutti, unde atracția serii, ca să zic a așa, a? sunt fructele de mare. Okay. Nu mă crezi. Uh, include me out, cum a spus no. un jucător de baseball deci, la un moment dat. Prepare yourself. Că o să te... Serios? Da. Vorbești? Da. O să mănânci caracatiță. Calacratiță, poate. Calacratiță. Nu, A, bine, nu se mai poate fac să, fac să facă și. Mă, zi. eu nu mănânc garnituri de astea de Bă, chiuvetă, robineți. E, e, mai... Nu, nu mănânc cauciuc. E dita mai <laughs> uh, 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 mușchiul de vacă. Da, acolo, mai, mai, bine, de... mai bine da. mănânc ca învelope. Caracatiță, pe e același e gust. senzațional. Nu e, mă. Băi, uite întreabă-l pe Radu Nau, că am fost cu el. Bine, Radu știu, Radu da. e în fascinația fructelor de mare. Da, da. și niște. s au adus și niște scoici și niște mm -hmm. alte chestii din astea care plătesc, care nu le-am identificat, dar bune, rău de da. tot. Și ne-a explicat omul ăla cum le face, cum să pune cu mm -hmm. untul, cum să face da. o tigaie în mm -hmm. care își orez. Am văzut că la masă niște domni foarte stilați, am stat cu ei Așa. și aveau scoici. Mm -hmm. Și le desfăceau cu oascoică, cu, o scoică, cu o altă scoică. Nu, mă nene cu. A, aveau aparat cu furculița, A, luau, nu știu cum. Erau știu, foarte. Știu. un pic pe danță așa, și am ridicat mm -hmm. una și am zis vă spălați, eu sunt de la vasului și am <laughs> spun așa, să rămân nemâncat <laughs> dacă stau după, na, 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 după na, na. voi. Na. Da. Eu am aici o limită tehnică, în primul Ia, rând, că place. sunt neîndemânatic la fructele de mână, nicolo de faptul că nu-mi plac nu-ți plac? Nu-mi plac. pe. E, mâncat, da. dacă îți spun -am mâncat. am mâncat. Am mâncat la un restaurant excepțional din Lisabona acum doi da. ani. M-a invitat ambasadoarea uh, româniei în Portugalia, plângi, Iona nu. A fost o da. masă foarte bună. Uh, Dumnezeu m-a întrebat uh, dacă îmi plac fructurile de mare. Eu am răspuns că știu foarte bine să disimulez. Uh, replică pe care a preferat să nu perceapă la adevărată valoare și a conchis că îmi plac. Și eu am fost terorizat de două lucruri atunci. Unu, după masa pe care am avut-o, um, unde a fost și Irina, aveam uh, un eveniment la ambasadă, care trebuia să mi se dea nu știu ce și trebuia să vorbesc în fața unor musafiri, așa. simandicoși. Și mă gândeam, zic, cum fac să nu pun nimic pe mine? Pe cam așa, că de acolo mergeam de la restaurant direct la ambasadă. Zic, cum fac? O să scap ceva, o să mă pătezu. Doi, cum fac să nu proptesc voscoică sau vomoluscă sau mai știu eu ce în coafura sau în decolteul doamnei ambasador? Deci aveam uh, obsesia asta filmelor cu Leslie Nielsen. Uh -huh. Bune filme, bon, Asta da. e, da, bune, dar da, 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 când te ajunge da. să te domine o asemenea imagine, ceva nu e bine. Și știu că atunci m-am înfructat că ăsta e cuvântul din niște pâine cu un și usturoi Aia A fost pentru mine felul principal între da. toate fructele de mare, pâinea cu un și usturoi a fost minunată Dar au mai fost niște lucruri acolo Într-adevăr, pentru cine gustă așa ceva, fabuloase Eu m-am distrat cu niște scoici cu usturoi, amejos se chemau în portugheză, splendidă într-adevăr, uh, și la restul m-a mai ajutat Irina, sincer, adică eu n-am dexterități de genul ăsta. Eh, dar -am, am încercat o cred că am început prost, am, prima dată am încercat când eram cu Radu Naum și cu Irina în drum spre Portugalia, prima dată, în 2007, ne-am oprit pe autostradă într-o benzinărie la să mâncăm și am luat de acolo. Păi, parcă aș fi mestecat uh, cauciucuri. Da, și nu m a făcut nicio impresie. Am zis, dacă astea sunt fructele de mare, mai bine nu. Dar am mâncat scoici, o să râzi. Am mâncat fructe de mare când eram mic. Exista magazinul la vulturul de mare cu pește îngheare. Așa. Oarecum vis-a-vis -vis de... Unde e Pizza Hut de la universitate? Acum? Iată, domnule. Uh, și mama lua de acolo borcane așa, cu scoici. Mm -hmm. Scoici uh, desfăcute. Normal. Urade, fără cochilie le făcea cu pătrunjel, cu lămâie, cu usturoi, nebunie. Deci am mâncat. Păi și unde ai renunțat? Păi viața în timpul regimului aia aia comunist. Păi viața a în timpul... Ce... Bă... nu, dar asta tot în timpul a regimului viz... comunist a fost. mi, -a zis, uh, mi au zis, mi zis doamnele de la muncă, doamnele care fac curat la muncă, mi-au povestit că atunci când erau mai tinere, amândouă din Teleorman, sau una dintre ele din Teleorman, Că acolo pe malul Gârlei, în apropierea Dunării, cred, erau foarte la modă scoicile. Și că se duceau da. și luau câte un sac de scoici cred. pe care le găteau și le gătește și acum, în continuare Scoici de apă dulce în Teleorman, Mâncări, da. mâncăruri cu Îți dai seama? Da, Te-ai da, zis da, da, da. că stăm bine totuși. Să mergi în Portugalia, da. nu ne, da. ne, ne ducem -te în Teleorman Ei, Eu nu m-am dus pentru scoici în Portugalia no, nu. <laughs> Sunt oameni care merg așa Da, știu, n-aș face niciodată lucrul ăsta, e cam atâtea de făcut și de văzut acolo Trebuie să mergem totuși. în Teleorman să încercăm o scoică? Nu vrei în Portugalia? Păi cum cu mămăligă. Serios. Okay. Ai ce ai cu mămăligă. Ai că da. și tu ai ce cu mămăligă. Păi mie îmi place, dar păi și -mi place. trebuie să mă cenzurez. Cred că, că mai am acasă o jumătate de mămăligă. Mm -hmm. oh, dată Eu n-am precis. La, da. Dată l la încălzit un pic așa. Mm -hmm. Pârlită. Da, pârlită un pic. Da. Pusă am. pe o tavă așa. Okay. Am văzut că e foarte la mod în restaurant. Acum îți face... <laughs> 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 Așa că un rotund. Știi că la, înțelege, la dinți da? noi salivația e mai bogată. <laughs> <laughs> nu bine. Îți face un, uh, un rotund de mămăligă așa da. și pe al dă pe un fel de grill. Da, că știu, apare știu, așa știu, și știu, știu. cu un pic de ulei sperio de măsline și asta. Ah, Mănânci bine. și mori. Mănânci da, și mori. Da, da, Dar sigur te iau cu mine la Sibiu că mai au și altă mâncare. Au paste. Și o să, nu, paste nu pot să Am voie uh, câteodată așa din când în când și nu seara. Adică am niște rigori de care trebuie să țin cont și țin, na. Uh -huh. ca dovadă că la ultima glicemie luată azi a ieșit bine treaba. Superb, păstrează. Da, 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 da. Data da. trecută, când sau acum două dăți, când am fost aici, când a venit Bogdan Simion, de bucurie că mi-a ieșit glicemia bine, m-am înfipt într-o tartă cu vișine sau cu cireșe făcute de mare Ce și era? niște, și niște saleuri. Și a doua n-a da. mai fost bine, evident. Da. Am, am, uitat să zic cine mi-a prezentat restaurantul. Cine a zis Așa, că era Dani asta Coma, per tuti? Da, 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 Dani Coman ne-a zis de el. Așa, m-am gândit că el e, da. Da, da, el. Păi, Sibian, el păi e președinte Sibian, la Hermașta. Da, da, da. Hai, Sibian din Pitești. Sibian, de <laughs> Sibian din Pitești. Da, asta zic. Deci, da. păi da, foarte bun și știu oamenii e și... Da, unt, exact cum ne-a spus Nicolai, da, unt, 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 unt. Păi cam Franța. Du beurre, du beurre, du beurre. Da, Cele trei, trei ingrediente. O tigaie din aia care are un fel Așa. de paie cu uh, tot felul de fructe de mari din astea și un pic de orezuț, cum ar fi. Da. Să punem un un pachet, că de fapt atât mm -hmm. are, 100 da. de grame okay. de unt, nu? Mm -hmm. 100 o de grame. Da, cred deja nu mai văd în culori de foame. <laughs> Bine, hai să oprim acest podcast, păi, da, stai că da, e da, destul da, da. Salvează de Salvează-mă, ok. Mai avem? Avem niște pâine cu salată de vinete, asta e tot ce avem. Da. Nu, am scos pâine de o săptămână, am scos-o din nou. de nu, pâine. Nu, las că găsesc eu ceva. Hai ne băgăm în frigider, poate mai are, okay. poate mai, ceva pe mai Hai, Radu Paraschivescu. Cătălin Striblea. Spor la treaba. Orbitorincii. Un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea.